Noi spunem, succesul în viață are echipa mamei, iar relația cu tatăl tău va deveni relația cu ceilalți, va deveni relația ta cu banii, va deveni relația ta cu autoritatea. Care e relația care te-a vindecat pe tine, Anca? Relația cu tata. Și începând să lucrez, ei bine, de acolo mi s-a schimbat tot. Da, tot, absolut tot. Cariera mea a înflorit, relațiile mele cu toți ceilalți. Am avut și depresie clinică. Foarte târziu am fost conștientă, chiar anii ăștia recenți, de impactul pe care l-a avut relația mea cu mama mea din uter. Tatăl ei a bătut-o, da, la modul cu bestialitate, cu mine în uter. Deci, iată, niște dimensiuni de dreptul catastrofice. Am văzut mii de oameni care, odată ce au început să vindece primii trei ani din viața lor în raportul lor cu mama lor, automat au adus claritate, lumină și îmbunătățiri vizibile în relațiile de cuplu. Chiar și fetele... Și fete și băieții. Au mami issues, de fapt. Da, toată lumea are mami issues, exact. Tot felul de miracole care ni se întâmplă și ține doar de energia sinelui. Ai observat asta din poveștile oamenilor? Sunt un pic șocante mărturile, sincer. Uite, de exemplu, este o doamnă care a lucrat cu dumnea ei pe o problematică ce se manifesta la copilașul ei adoptat. Avea vitiligo și nu mai are. Ceea ce nu există cură pentru asta. Eu am rămas șocată. Asta doar lucrând ea cu ea. Văd din ce în ce mai multe voci care spun că nu ai nevoie de nimeni. Mm -hmm. Că dacă ești bine tu cu tine, este superb. Nu se poate altfel decât împreună. Este o iluzie. Este apanajul celulei canceroase. Fac eu, dreg eu, doar eu pot. Ți s-a întâmplat ca un pacient... Îmi făceai psihoterapie să se îndrăgostească de tine sau invers? Da, pot să zic că mi s-a întâmplat. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod în care invitata mea îmi arată cu pași și cu exemplul ei propriu și al altor pacienți a ei că poți învăța în șase luni să te vindeci. Nu o luați ca pe o metodă, luați-o ca pe o călătorie în care Anca Maftei vă ghidează pas cu pas. Dar înainte de a începe episodul, am o recomandare de carte care are legătură cu discuția cu psihoterapeutul de astăzi. În orice călătorie de vindecare sunt importante obiceiurile sănătoase cărțile pentru mine fac parte din această călătorie către sine. Recunosc că nu găsesc des luxul de a mă așeza comod în fotoliu cu o carte în mână, dar pentru a citi mai mult folosesc aplicația Voxa dau play unei cărți și oriunde și oricând o pot asculta, seara în drum spre casă sau la turele mere de parc dimineață de vreme. Știu că mulți din comunitatea Fine și Simplu aveți descărcat deja aplicația Voxa, mi-a spus asta la conferințe sau când ne-am întâlnit întâmplător. Dacă n-ai făcut-o, să știi că în Voxa vei găsi cu un abonament lunar peste 70.000 de audiobucuri. și, cum îți spuneam, recomandarea mea poate continua conversația de astăzi cu Anca Maftei, o poți asculta după ce termin acest episod. Audiobook-ul se numește Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional de Lindsay C. Gibson. Ascultând-o vei reuși să faci o radiografie detaliată a moștenirilor din copilărie, din relația și din interacțiunea cu părinții și cum acest lucru îți modelează și determină viața de adult. Mi-am salvat din carte un citat. În copilărie temelia siguranței se află în conectare emoțională cu cei care ne îngrijesc. Părinții la nivel emoțional, îi fac pe copiii lor să se simtă ca au mereu un ajutor la care pot apela emoțional. Părinții maturi emoțional sunt, pe de o parte, atât de egocentrici încât nici nu observă experiențele interioare ale copiilor lor. Puteți asculta audiobook-ul Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional în lectura unei voci care mie mi-e tare dragă, Cristina Stănciulescu. Și îl poți asculta oricând, pe Voxa, direct pe telefon. În descrierea acestui episod îți las link către aplicație și către această carte. Mai mult, o poți asculta gratuit pe Voxa în primele șapte zile de probă. Dar înainte de carte, dă timp și ascultă acest podcast și pornește pe calea vindecării tale. Totdeauna când mă așez cu un invitat a doua oară la masă pentru continuarea unei discuții, pentru al doilea episod pe care îl facem împreună, întotdeauna am multe emoții decât prima oară, pentru că, în primul rând, nu vreau să mă repet, în al doilea rând, Uh, e, e pe măsură ce aprofundezi un subiect, uh, cu cât ajungi mai în adâncime, cu atât e mai uh, greu să aduci la suprafață material uh, prețios. însă uh, cred că acea conversație pe care am avut-o în urmă cu ceva vreme cu uh, terapeutul Anca Maftei merită o a doua parte, merită o continuare. Asta e și motivul pentru care astăzi Anca Ma Maftei este aici. Între timp, ce ar trebui să mai știți despre Anca este faptul că a pus bazele unei școli inovatoare de dezvoltare personală, imensă. 1300 de oameni spun că și-au schimbat viețile trecând prin programul ăsta care se numește Academia Regeneration. Și Anca spune că poți să înveți să te vindeci în 6 luni de zile. Așa că bine ai venit, bine ai revenit, Anca. O să ne scufundăm și astăzi împreună mult mai adânc decât la prima întâlnire. Iar prima întrebare pe care aș vrea să-ți o adresez este, de când ne-am văzut ultima oară, care crezi că este cel mai prețios sau de folos lucru pe care l-ai învățat în terapie? Ce frumos! În primul rând, îți mulțumesc. Mulțumesc și pentru șansa de a duce mesajul meu mai aproape de inimile celor care ascultă. Sunt fericită și onorată. Iar pot să spun că blândețea. Asta am învățat, să fiu mai blândă împreună cu mine și, bineînțeles, cu toate părțile mele. Că... Adică erai mult mai aspră când ne-am văzut ultima oară? Da. Cu Consider tine sau că cu da. ceilalți? Cu ceilalți nu avem foarte mare prilejul. Sunt destul de imersată în misiunea mea și în jobul meu. Am foarte puține persoane, să zic așa, în cercul meu apropiat. Maxim soțul meu ar putea să spună mai bine, să răspundă la întrebarea asta, dar în primul rând cu mine. Adică poate pune mai multă presiune vis-a-vis -vis de a face lucrurile într-un alt fel, de a fi cât mai la înălțime cu ceea ce, în fine, aduc în, în viața mea și în umanitate, dar mi-am dat seama din ce în ce mai clar că suntem cumva susținuți, suntem purtați de ceva mai mare decât noi și atunci, în momentul în care mă relaxez și mai mult, lucrurile vin către mine la momentul potrivit, sunt mult mai în acceptare, aș spune, față de data trecută când ne-am văzut. Mm -hmm cu tine, în primul rând. În primul rând. Și până la urmă noi na, amprentăm întreaga realitate cu energia noastră. Deci, practic, ce se întâmplă în afară este o oglindă a inconștientului personal și colectiv și atunci cu cât aducem mai multă blândețe, compasiune, lumină pentru noi, ajunge acea lumină și în relațiile noastre și în tot ceea ce întreprindem și iată, inclusiv în proiectele noastre, în businessurile noastre, în cazul în care avem un o să vorbim despre Academia Regeneration. Nu mi-e foarte clar cum reușești în șase luni să poți să fii propriul tău maestru, zic eu. Maestru. Ok, nu terapeut, pentru că nu, nu. poate e prea prețios termenul ăsta. Uh -huh. dar, dar mă bucur în primul rând să te, să te văd într-o într evoluție. Doamne ajută să fie. Uh, și tu ai început drumul ăsta acum niște mulți ani. Da. Care este întrebarea pe care le puneai pacienților tăi acum, nu știu, 10 ani uh -huh. și pe care nu mai folosești niciodată în conversațiile cu ei? Ah, bun, ce îmi place. Când te la terapeut ta Despre și întrebarea mea îmi tera place. <laughs> terape terapeutul de obicei spune tot felul de întrebări. Da, cu ce pot să te ajut? Asta e una dintre ele. Așa. Alea. Ce problematică ai? Ce asta, simți în corp în momentul ăsta? Că... Cu asta lucrez în continuare, okay. o îmbrățișez. La celelalte două am renunțat, le-am eliberat, ca să zic așa. Le-am eliberat pentru că nu mai cred în probleme, absolut deloc. deloc. Deci consider că totul este spre binele nostru. Munca mea este una sistemică. Asta ce înseamnă? Se bazează pe legea apartenenței. Totul aparține, totul are dreptul să fie, toate sunt de la Dumnezeu. Ele vin pentru noi, nu vin împotriva noastră și atunci orice provocare, orice eu știu, încercare este pentru mine. Uh -huh. Asta am uh, înmagazinat uh, la nivel de suflet și asta și predau da? cu smerenia de care pot eu să dau dovadă. Sper să dau dovadă. Deci totul e bun, nu există probleme. Și cu ce pot să te ajut? Iarăși am lăsat de parte. De ce? Pentru că noi nu ajutăm în fapt pe nimeni dacă aș considera eu personal că Anca ajută pe cineva, m-aș plasa pe o treaptă, iată, superioară. Și nu sunt. Suntem toți egali în viziunea mea, toată lumea are aceeași energie în interior, energie divină, uh -huh. și toți suntem fiii lui Dumnezeu, cel mult ne ținem de mână în tot ce ține de existența asta aici pe Pământ. Deci asta, nu, nu consider că ajut personal eu pe nimeni, consider că energia sinelui, adică divinitatea este în noi toți și atunci această energie a sinelui vindecă, transformă, îl poartă pe om în, în direcția potrivită, îi împlinește misiunea și destinul. Nu un alt om în sine. Un alt om este cel mult, nu știu, poate un companion, un ghid, acolo aș fi. Deci m-am dat de pe piedestalul mai jos, da, de, de pe piedestalul tipic psihoterapiei, pentru că de începând de la tata Freud încoace, iată, noi așa am fost trăiniți, așa am fost educați în școli. Să păstrăm o distanță, să, uh, cum să zic, să uh, luăm cu ambele mâini acel halat alb. Chiar ne predau profesorii noștri în direcția asta: trebuie să fiți foarte autoritari, să însemnați ceva pentru psihicul uh, celui din față, să uh, nu mai cred în asta. Sigur, cred că este un, o treaptă. Da? la fel cum sunt toate treptele către evoluție, dar nu mai este treapta pe care sunt eu acum. Sunt într-o altă zonă. Dar crezi că asta e o, o problemă a psihoterapeuților? Pentru că pe lângă distanța asta profesională uh -huh. se așează cumva pe o treaptă superioară pacientului? Pleacă adică la... tu, tu ai venit cu problemele tale eu sunt cel care poate să-ți rezolve sau să te învețe să-ți rezolvi problemele. Sunt convinsă că această autoritate este de folos, dar nu cred că doar această autoritate și mai mult eu mi-am schimbat perspectiva, aș putea să spun, aproape complet. Consider că omul are în interior toate resursele, nu are nevoie să găsească într-o altă ființă în trup și oase uh -huh. ceea ce caută. Pe când, de multe ori, psihoterapia se poziționează exact așa. Celălalt devine figura, să zicem, de atașament pe care n-ai avut-o. E ca și când înlocuiești relația cu mama și cu tatăl tău cu relația cu terapeutul. Ceea ce, iarăși, poate pentru o anumită treaptă a evoluției spirituale e necesar, dar după poți găsi. În relația ta cu Divinitatea și în relația ta cu părinții tăi, în interiorul Ființei tale, toate resursele de care ai tu nevoie. Și asta este ceea ce fac eu. Orientez atenția celui de lângă mine și din proiectul meu, de altfel, din, dintre clienții mei, orientez atenția în interior pentru ca el să poată să se cunoască pe el. Asta mi se pare deosebit de important. De aici pornesc toate. Odată ce încep să te cunoști mai bine absolut totul devine o baghetă magică în mâinile tale. Poți să faci minuni. Da? Putem să facem minuni în viața noastră, în primul rând. Pot să-ți răpesc o listă cu câteva întrebări, pentru că înțeleg că tu practic devii conștient, terape conștient terapeutul tău uh -huh. și practic uh -huh. nu-ți mai adresează omul de, pe, de după din fața canapelei nu-ți adresează întrebările, ți le adresezi tu. O listă, sau există o, o listă de întrebări pe care să ți le pui pentru a accesa acest sine? Uh, da. Uh -huh, uh -huh. da, e un plan de tratament anume. Da? Noi abordăm fiecare parte din noi cu anumite întrebări de bază. De exemplu, de ce ai venit? Noi suntem conștienți că suntem un mozaic de părți, suntem multilateral dezvoltați și implicit există o esență, o să reiau pentru cei care n-au văzut podcastul trecut să știe despre ce vorbesc. Există esența ta care poate fi numită sufletul tău sau aspectul tău înalt divin și, dincolo de asta, o multitudine de fațete ale personalității tale. Ei bine, tu când acționezi în 99% din timp, acționezi de la nivelul unei părți din tine. Deci, da, o parte din mine vrea la cinema, o altă parte vrea să stea acasă, eu știu, să stea cu partenerul. Întotdeauna acționăm din părți, dar nu suntem conștienți de ele. În momentul în care începem să ne dăm seama Că este o populație acolo foarte interesantă în interiorul nostru, este un labirint foarte, foarte colorat și extrem de complex. Începem să cunoaștem fragment cu fragment aceste aspecte care iată, ne, ne poartă prin viață. Și atunci îi, îi punem întrebarea: de ce ai venit? Care e intenția ta, cum poți să te ajut? ce pot să fac ca să fiu un pic mai bine. Deci pur și simplu începem noi, noi adică sinele nostru, conștiența noastră, să fim acel terapeut pentru fiecare parte din interiorul nostru. Cam asta facem noi pe scurt, în prima fază a procesului regeneration. Lucrăm cu părțile noastre. Și cu ce parte îi sfătuiești pe, pe cursanții tăi să înceapă? Întotdeauna cu cei prezent. Noi lucrăm fenomenologic, adică ce este acum prezent, ce este acum important. Și de multe ori putem întreba sistemul, chiar exact așa, ce este acum important în sistem? Cine vrea să fie ascultat azi? Și o să fii surprins. Adică cine, tot felul de lucruri cine la vrea sprafață. la tablă? Da, da, da. 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 Cum intră... Cine vrea, să zicem, nu la tablă, că e o asociere nu neapărat plăcută, deci cine vrea astăzi pe fotolul terapeutic, uh -huh. să zicem. Și atunci este tot felul de lucru la suprafață. Poate apare o parte care a fost frică, poate apare o parte, eu știu, îngrijorată de ce o să se întâmple la serviciu, poate apare, eu știu, cineva deprimat. Și atunci începem să ne mutăm atenția în interior și să aflăm mai multe despre părțile noastre și implicit despre cum le putem ajuta, pentru că noi putem să le ajutăm, real. Asta e, ele poartă energia durerii, a dezamăgirii, a fricii și odată ce noi începem să aducem energia sinelui care este compasiune, încredere, iubire, această energie dizolvă practic tot ce au acumulat. Dar poți să-mi spui cu ce parte ai vorbit tu astăzi sau cu ce parte ai scos-o? Da, la, da. La, la, la mine e foarte simplu că avem un pic emoții că o să vin la un podcast. Întotdeauna am emoții de fiecare dată când am ideea că e important să transmit mesajul cât mai frumos, cât mai clar, mm -hmm. cât mai pe înțelesul oricărui om. Și atunci apare această parte din mine care ar vrea ca lucrurile să fie bine făcute, ca să zic așa. Perfecționistă. Și, exact. Și atunci mai există o parte care este teamă. Dacă nu se fiu la înălțime, dacă ceilalți o să mă judece, dacă nu o să înțeleagă nimeni ce vorbesc, dacă o să li se pare ciudat. Ei bine, această parte era îngrijorată și am vorbit cu ea cât am fost undeva în fine înainte să vin aici la tine. Da, și pur și simplu închiți ochii și o liniștești. Știu că bă, ești îngrijorată, îți mulțumesc Că ai venit știu că vrei să mă protejezi. E ceva ce poți să faci foarte scurt. Sunt multe exerciții din acestea de un minut, două și mm -hmm. aduc mai multă liniște acolo. Pentru că părțile noastre nu vor decât să ne protejeze, vor să ne fie bine. Dar de asta apare îngrijorarea. Pentru că îți vrea bine, vrei, vrea ca tu să supraviețuiești, primul și rând, și apoi să fii împlinit. Dar toate părțile astea sunt în mintea noastră? Da. Sau sunt. Unele țin doar de corp, altele de subconștient, mm -hmm. dar nu știu cum Toate mai putea sunt să le accesezi dacă sunt în subconștient. Păi așa, în felul ăsta. Știi că nu avem <coughs> acces la subconștient. Poate nu avem imediat acces la inconștient. Da, eu mi-am uitat Dar, dar... <hihihi> La subconștient. <hihihi <hihihi> nu l-ai uitat, toată lumea îl știe. Se poate cobori foarte ușor. Pur și simplu iei liftul. Da? Respiri și la un moment dat vor apărea de la sine. Da? De asta spun că suntem foarte uh, îngrijiți și purtați nu este ceva dificil să ai acces la tine însuți. Nu este nici pe departe. Într-adevăr, nu suntem obișnuiți. Nu am fost învățați să facem asta, nu am fost, eu știu, ghidați, pentru că profesorii sau învățătorii noștri nu, nu au avut dumnealor, la rândul mm -hmm. lor acces la ei înșiși. Dar crezi. Dar că iată intuiția, azi, da. iartă mă. Îi, crezi că intuiția e parte că mulți spunem. Intuiția îmi mm -hmm. spune să sau intuiția m-a adus. În punctul. În mm -hmm. punctul ăsta. Uh, intuiția e parte din subconștient? Da, intuiția este mai mult, în viziunea mea, vocea sinelui, adică a elementului tău înalt, să spun așa, a conexiunii tale cu Divinitatea, cu tot ceea ce este. În schimb, și părțile au mesaje, și de multe ori noi le confundăm cu intuiția. Pentru că și ele vorbesc și ele transmit, au gânduri, da, au. Tot felul de preocupări, și ei bineînțeles au aspirații, au intenții. Și atunci tu poți să crezi că este intuiția, și de fapt să fi fost o anumită parte din tine care vrea ceva anume. Uh -huh. Ca să faci distinția mai ușor, e bine să înțelegi că părțile au o agendă, au un scop, pe când intuiția sau conexiunea cu sinele nu are scopuri. Da? Pentru că Divinitatea nu are un scop anume, da? doar este, este iubire, este pace, deja. Uh -huh. da? În schimb, când apar dorințele, acolo ne putem da seama că sunt părți care au, o, cum spuneam, de altfel o agendă personală. De multe ori, mi se pare că folosim foarte ușor asta cu intuiția mea să. Am văzut, Când da. De fapt, intuiția aia nu e decât toată expertiza ta pe care o ai într-un domeniu sau în alegerea pe care o ai de făcut, toată cunoașterea pe care ai adunat-o, toată experiența ta, alegerile tale trecute. clar Și de fapt, ai... De foarte multe ori, intuiția. Nu e ceva. Cunoașterea la asta te referi. Da, cunoașterea. Experiența ta, intuiția m-a făcut să fac radiozuc. Astăzi, când înregistrăm, împlinim 15 ani. La mulți ani. Probabil și intuiția, dar cu siguranță a fost tot ceea ce am învățat eu până acolo. și Împreună, știi, Mihai, asta e ce am descoperit, nu eu, când am inventat apa caldă, dar ce am descoperit eu pentru mine. Totul e împreună, totul este interconectat. Asta este, de fapt, terapia sistemică, asta e ceea ce predau eu. Totul, nu există separare, da? Gândurile, că spuneai mai devreme, gândurile și corpul. Gândurile și corpul sunt una. Părțile au și gânduri și transmit și mesaje în corp. Deci, și, tocmai de aia trebuie împărțit pe părți. Este deja împărțit pe părți, pentru că așa suntem alcătuiți, așa cum avem o multitudine de organe. O multitudine de celule, da, uite, sângele, câte celule are. Dar ele toate lucrează împreună. Asta este, de fapt, sistemul. Uh -huh. Sistemul organelor. La fel există un sistem intern de părți. Este absolut identic. Nu, nu să zic, nu e nimic simi, uh, dificil de înțeles și nici separat. E același lucru. Sisteme interne, sisteme exterioare. Practic, ele toate sunt interconectate și conlucrează, în general. Poți să te rog ceva, Anca? Da. Uh, învață-mă cu părțile astea, uite, da. acum să-mi accesez o E foarte bine că parte. ești interesat. Să facem un, un exercițiu. Asta este minunat. Te rog. Uh, uite, poți să să-ți dai voie să fii și doar respiră. Mută-ți atenția asupra respirației tale. Și poți chiar să și scanezi un pic corpul tău. Transmite părților tale că ești aici cu ele, pentru ele. Ok. Le-ai zis? Mm -hmm. Perfect. Și acum întreabă: Care dintre voi are cea mai mare nevoie de sprijinul meu azi? Și vezi dacă apare ceva. Apare ceva, dar apare din. Nu contează. Parte din corp, parte din minte, dar... Ok. Spui că sunt împreună? Da, sunt. Pot fi împreună sau trebuie să verificăm întotdeauna, nu? Nu luăm uh, nimic de bun fără să-l verificăm. Și ce-a deci apărut ceva? Da, cea mai mare nevoie este de odihnă. Și în corpul tău ce apare? Ce simți? Acum am simțit-o liniște de când am început uh, conversația cu tine, dar simt o simt o oboseală. E adevărat, uh -huh. mai mult sus în. Uh... La nivelul capului? Mhm, uh -huh. Spune-i bun venit. Spus Oboseli? Da. Păi, aceste istorii da, pe care tu o traduci ca fiind uhum. oboseală. Oboseală, bine ai venit în viața? Așa, mea. exact. Și uh, roagă să se dea 2-3 pași în lateral sau în față și să-ți permită să o ajuți. Oboseală, poți să te dai, te rog, din calea mea? Nu, nu din calea mea. A, nu, mea. nu, nu e bine, nu. Uh, poți să fii un pic în lateral astfel încât să poți să te ajut? Ok. A zis da. Oboseală, ai zis da? A zis da. Ok. Și întreabă, de ce vine? Pentru că nu am dormit. Și care e motivul pentru care ea apare azi? Pentru că am avut aniversarea radioului azi noapte. <laughs> și ea vine astăzi ca să. Și ea vine astăzi ca să îmi spune că trebuie să mai am grijă și de. Exact, asta e. Asta e ceea ce trebuie să vezi. Da. Mm -hmm. Pentru că vine din iubire. Deci toate intențiile părților noastre sunt pentru noi, ca să ne sprijină. Deci apare oboseala ca să stragă. Uh, cum îi spui tu oboseală, apare uh -huh. această parte cu un anumit mesaj. Ăsta e mesajul. Ai grijă mai mult de tine, odihnește-te, pune-te, uh, eu știu, poate nu pe primul loc, dar fii acolo, uh -huh. pe, pe linia de importanță pentru tine. Bun, deci dialogul nu, -i, nu, -i, nu -i e suficient. Trebuie trecut și la acțiune. Ulterior, întotdeauna. Suntem aici pe pământ și pentru a aduce în 3D. Nu, nu rămânem doar uh. în uh, sfere mai înalte. Avem și un rol aici. Mi-ai zis că nu-ți place cuvântul ăsta sau nu mai crezi în probleme. Da, nu-l folosesc. Oameni care nu-l folosesc cu, uh, cu probleme. Și totuși, de ce vin, uite, ai peste 1300 hmm. de oameni care au absolvit da. până acum. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și Academia lor. Regeneration. Da. Cu ce vin oamenii ăștia spre da. tine? Îmi mm -hmm. vine să spun cuvântul căutător. Da, caută ceva, ca noi toți. Toți căutăm bucuria, fericirea, liniștea, iar noi nu știm că acestea sunt, de fapt, energia SINELUI. Noi spunem că vrem să nu mai fim triști, vrem să nu mai trăim anumite emoții, și de obicei oamenii interpretează exact în felul ăsta problematicile. Nu mai vreau să simt anxietate, am atacuri de panică și nu mai vreau să le am. Nu mă înțeleg cu soțul, nu am relații armonioase, mă simt neîmplinit în carieră, toate sferele posibile de elemente din, din viața de zi cu zi. Pentru că aceste, așa zise, blocaje sunt, de fapt, elemente din interiorul nostru scoase în afara noastră în diferite aspecte ale vieții noastre implicit. Și atunci, în momentul în care punem un pic de lumină și un pic de ordine în tot ceea ce înseamnă interiorul nostru, încet, încet nu mai e nevoie de acele manifestări și atunci nu se mai blochează, ghilimele de rigoare, lucrurile și în afara noastră. Dar da, oamenii în proiectul meu și bănesc în orice secvență terapeutică vin cu o multitudine de aspecte care au nevoie de așezare, de armonizare. Relațiile, în general, acolo e cel mai provocator pentru ceilalți. Relațiile cu persoanele uh, apropiate, apropiate de da, cele mai multe da. ori sau job. Da, ah, și ce am mai observat o linie în ultima vreme, vorbind cu mentorii din, din proiect, din școală, spun că foarte multe doamne vin să-și ajute copilașii, adică vin pentru copiii lor în școală. Da, am văzut asta, așa ca, ca direcție. Sunt foarte multe îngrijorate de diferite simptome pe care le au copilașii lor, uh -huh. atât fizice cât și emoționale. Eu știu, chiar dependențe, Avem doamne care. Vor să lucreze mai mult cu dumnealor, tocmai pentru a aduce mai multă liniște în sistemul familial. Deci, deja sunt persoane care uh, au perceput legăturile foarte profunde dintre membrii unei familii. Și în momentul în care unul dintre părinți este mai bine, mai centrat, mai echilibrat, cu siguranță îl ajută foarte mult uh, pe, pe copil. Și atunci, da, și asta este. O, o linie importantă. Și, și ai observat asta din poveștile oamenilor care au trecut prin, prin Academia scoare. ta? Uh -huh. Că au reușit să rezolve, nu știu, problemele de sănătate ale copilului uh -huh. sau de ale da. copilului reglându-se da, pe sine. Da, sunt un pic șocante mărturile, sincer. Și acum, cumva, părțile mele se gândesc dacă să spun sau nu, sincer. Pentru că... Partea mea se gândește așa, că e mult ar vrea să știe. Da, ai, vrea, ai o parte care ar vrea să știe. Uite, de exemplu, este o doamnă care a lucrat cu dumnea ei pe o problematică din ce se manifesta la copilașul ei adoptat. Și anume, copilașul ei adoptat avea vitiligo și nu mai are. Ceea ce nu există cură pentru asta. Eu am rămas șocată. Femeia mi-a făcut poză înainte și după. Asta e un aspect. Asta doar lucrând ea cu ea? Doar ea cu ea. Doar ea cu ea în școală, da. Pentru că oricum copilașul era mic. Dacă ți minte bine, avea 10 ani. Deci noi, în fiecare miercuri, în cadrul școlii, ne întâlnim la sesiunea de Q&A. Oamenii îmi pun mie întrebări cu ce să mai lucreze, unde, dacă pot să le aduc un pic de claritate și lumină pe o anumită situație. Dar acest Q&A, în ultima vreme, s-a transformat într-o serie de mărturii constante. Oamenii vor să împărtășească cu mine și cu grupul chestiuni din viața dumnealor. Și atunci, și eu rămân șocată. Deci, credem, uneori, una este să le citesc din ce scriu mentorii, studiile uhum. de caz la final, da, Xulescu a venit cu problema asta și s-a rezolvat sau să văd testul înainte după și cu tot altceva să-i aud pe oamenii ăștia povestind și cu lacrimi în ochi, adică și nu doar în ceea ce privește copilul acolo foarte multe lucruri se, se integrează și chiar rapid pentru că copiii sunt niște cum să zic vine să le spun entități, dar să nu se înțeleagă altceva, sunt niște sisteme extrem de curate, extrem de pure și se poate lucra foarte ușor energetic cu, cu un copilaș prin intermediul părinților. Deci cu cât ei își aduc liniște și centrare, cu atât uh, simptomele respective au șansa să se integreze, să se dizolve. Pentru că copilul vine ca să-ți arate lucruri. Da? El aduce în prim planul realității tale imediate aspecte la care tu nu te uitai. Și atunci agresiunea unui copil, tristețea unui copil, deconectarea unui copil te reprezintă pe tine și părțile tale de la diferite vârste. Și atunci când uh, părinții din școală încep să înțeleagă lucrurile astea și își asumă responsabilitatea, pentru că despre asta e vorba, îmi asum responsabilitatea. Vreau să mă uit în profunzime la mine și la toate fațetele mele ca să nu mai proiectez în copilașul acesta și să-l încarc în felul ăsta. Și da, sunt rezultate foarte, foarte, foarte bune. Sigur că nu vreau să, nu știu, să vând aici vreo chestiune, nu știu, iluzorie, dar sigur că vindecarea depinde de Dumnezeu, sigur că sunt lucruri mai mari decât noi, sigur că există un drept divin, sigur că există o karmă, sigur că există o multitudine de lucruri care nu ne fac pe noi stăpânii Universului și nu-mi doresc în ce formă să înțeleagă asta, dar cu siguranță cu cât suntem mai noi, mai exact după chipul și asemănarea divinității. Deci mai buni, mai blânzi, mai luminoși, mai calmi, mai echilibrați, mai în iubire sigur că și copiii noștri nu mai ne reflectă la partea întunecată atât de profund. Și chiar îmi vine acum în minte, nu m-am gândit la un caz anume în general, având și foarte, foarte multe, cumva mi se combină în cap, încerc să am acolo un document, știi că mm -hmm. ți-am arătat, avem așa câteva sute de studii de caz și încerc să vorbesc pe acelea, pentru că având foarte multe mii de pacienți, nu pot să țin minte chiar tot, 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 mm -hmm. dar îmi vin, mai îmi vine în minte. E, o doamnă a lucrat dumnea ei, uh, cu, evident cu dumnea ei în școală, și ce crezi? Uh, mama ei, bineînțeles că nu știam asta, dar mama ei era internată cu schizofrenie, gradul 3. Și de când lucrează ea cu dumnea ei, uh, mama ei care era intern, internată, are schizofrenie în gradul 2, în două luni. Deci pur și simplu s-a eliberat acea, să zic așa, da. încărcătură și din spate, nu doar din față. Pentru că noi toți suntem un flux energetic, da? părinți, copii și, bineînțeles, înaintea noastră, toți strămoșii noștri. Deci, lumina din mine, cum îmi place mie să spun, va aduce lumina în tot sistemul meu familial. Deci știu, e un pic șocant. La fel, am foarte multe cazuri de doamne cu cancer în completă remisie. De când am intrat la școală, nu se mai găsesc urme la unele dintre dumneavoastră la altele s-a asistat complet evoluția. Deci, e un pic un mic miracol, dar încerc să evit, în general, nu știu dacă este o alegere neapărat bună, poate nu este din energia cea mai înaltă decizia mea, dar am încercat să evit, uite, cuvintele acestea care pot să declanșeze multe părți la oameni și poate ar părea, nu știu, mult prea marketat, da, dacă folosesc cuvintele acestea încărcate, boală, cancer și așa mai departe, și încerc să nu le pun public. În discuția asta, că m-a întrebat, da, vreau cumva da. să dau oamenilor, cum să zic, nu speranțe false, dar încrederea că se poate face ceva. Nu știu ce, da, depinde doar de Dumnezeu, dar cu siguranță noi, cu cât vom lucra mai mult cu noi și vom alege calea prin care vom lucra fiecare dintre noi, ce simte că îi se potrivește, poate fi calea bisericii, poate fi o cale, eu știu, a medicinei alternative și așa mai departe. Oricum, toate drumurile duc la Roma, dar tot pe Dumnezeu îl vom găsi la un moment dat, într-o formă sau alta. Dar vreau să știu, să știe oamenii că se poate. Deci asta este ce aș vrea să, să transmit eu și văd asta la, la oamenii din jurul meu. Eu sunt foarte curios și de-aia mi-am permis să mă, mă uit peste câteva dintre testimonialele uh, celor care au lucrat și au trecut prin experiența asta de, de șase luni prin Academia Regeneration și mi-a rămas în minte povestea unei doamne în jurul vârstei de 40 de ani care spunea la început că eram în pragul divorțului copilul uh, era mai tot timpul bolnav, dacă da. țin bine minte, uh -huh. uh, și oricum avea niște relații foarte proaste, uh -huh. inclusiv la, uh, la job. Și în astea șase luni și-a armonizat da. relația cu soțul, copilul este sănătos și se simte mult mai bine și la, la job. Pare așa, mă un bucur. testimonial de ăsta luat de pe... De pe... da. De pe Google. De pe net. Dar aș, aș vrea să-mi spui da. în pași ce faci uh -huh. în, în aceste șase uh -huh. luni, în uh -huh. pași, uh -huh. pentru că știu că ești foarte structurată uh -huh. așa ca personalitate, ce fac oamenii ăștia ca să ajungă la sine, ca să uh -huh. se uh -huh. echilibreze pe ei energetic... Uh -huh. În oglinda lor să, să, să se reflecte celelalte persoane din, mai din familie mai luminos. Mm -hmm. Deci avem așa, opt pași. Metoda Regeneration are opt pași. Acești opt pași sunt, de fapt, calea mea. Eu ce am făcut în viața mea pentru a mă elibera de anumite lucruri, pentru a integra anumite aspecte, le-am aplicat ulterior la cei foarte mulți oameni, peste 15.000 de oameni cu care am lucrat în cabinet și în alte programe. Pasul 1. Rădăcini poziționează-te corect în ce corect este între ghilimele. Poziționează-te adecvat în raport cu toți strămoșii tăi. Adu lumină, adică conștientizare și blândețe vis-a-vis -vis de tot ceea ce a fost înaintea ta. Poți să iei chiar o foaie și un pic să desenezi un arbore, astfel încât să vezi dacă cineva a fost exclus, să vezi dacă cineva a fost judecat, să vezi dacă cineva, uite, a fost uitat, de exemplu. Noi, din păcate, uităm atât de mult noi ca generații tot ceea ce a fost înainte. Și atunci să aducem un omagiu celor care ne-au facilitat existența aici pe pământ. Deci ăsta e un prim pas, ați regăsi rădăcinile. Pentru că de aici eu am observat în munca mea personală că totul s-a schimbat. Deși eram terapeut și aveam, nu mai țin minte exact câți ani în cabinet, să zicem vreo patru ani în cabinet, Aveam o multitudine de problematici în viața mea personală, mm -hmm. nu aveam o relație armonioasă de cuplu, aveam tot felul de dependențe, ce mai aveam așa neplăcut, atacuri de panică, da? chiar la Padova când am studiat m-am trezit de multe ori și am chemat salvarea și mi se explicat că e atac de panică și eram ce e asta și cum eram psiholog, eram deja la masterat acolo. Și iată, nu aveam cunoștințele în direcția respectivă. Ei bine, până când nu am ajuns să lucrez transgenerațional, nu s-a făcut deloc liniște în interiorul meu. Deși eram terapeut, deși uh, ajutasem foarte mulți uh -huh. oameni cu, cu ceea ce știam din școală. Deci ăsta e pasul 1. Pasul 2, părinții. Acolo, nu se zic așa, să bovim mai mult timp. De ce? Pentru că e foarte, foarte relevant uh, tot felul în care tu in, uh, interacționezi în ființa ta cu ambii părinți, practic îți va pune o, îți va crea o matrice pentru cum vei experimenta tu viața din toate punctele de vedere. Deci, uh, noi spunem succesul în viața are echipa mamei, iar relația cu tatăl tău va deveni relația cu ceilalți, va deveni relația ta cu banii, va deveni relația ta cu autoritatea, va deveni relația ta cu uh, tot ce ține de succes material, Aici înglobează multe, dar partea asta de, eu știu, faimă, în cazul în care și-o dorește cineva. Revenind Indiferent la de sex? Noastre că ești fată, băiat, Indiferent, da, în deci succesul mea... tău va fi echipul mamei. Da. Cum, cât de mult o respecti pe mama ta, cât de mult o, ai văzut cum în vin acum italienii, că eu am studiat cum po poate știi la Padova, La Padova. Da. da. ai văzut cum își pun pozele familiei și mai ales ale mamei în business-uri, peste tot, în restaurante, mm -hmm. asta este ceva ce am putea învăța de la, de la dumnealor, pentru că a onora ceea ce a fost înaintea ta îți dă foarte uh, multă putere, nu mă refer la puterea egotică, mă refer la puterea interioară, reală, pentru că ești conectat cu creatorii tăi, ești conectat. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar mi se nu? pare da, 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 Orice tratorie da, de ai familie văzut? din Italia, indiferent unde mergi, vezi poze cu familia uh, proprietarilor. Ce ai văzut ce bine -ntresc? Deci, uh, vorba cuiva. si vive bene în Italia, deci se, se respectă pe, pe dumnealor. Și, sincer, acum, dacă stăm bine să ne gândim, fără a jigni pe nimeni, sau, sincer, sunt foarte buni cam în orice își propun, tot ce înseamnă modă, tot ce înseamnă design, tot ce înseamnă, eu știu, arhitectură. Bine, acum, și noi da. avem treaba asta, mai ales în casă, fiecare avem colțul nostru, altarul de familie, mm -hmm. ca să zic da? așa. Crezi că avem, mai avem? Aș vrea să cred că avem nu știu, ne-am mai deconectat, cred. Dacă nu, avem tablouri cu Audrey Hepburn, cu Marilyn Moro, nu? De asta. <gântu -i> uh, deci, <gântu -i> foarte interesantă treaba asta cu. Deci, asta e pasul 2. Tulpina. Cu, cu, cu părinții, da? Deci, rădăcina tulpina. Părinți? Da. După ce i-ai luat pe ai tăi în inima ta și îi accepti necondiționat. Adică, sunt foarte buni așa cum au fost. Da? Nu diferit. Că adică mintea ar vrea să-i schimbe, evident. Și cu cât e mai multă suferință acolo, evident că sunt părți din noi care judecă, care critică, care ar fi dorit să fie altfel și așa mai departe. Ei bine, când aducem această liniște, ni se creează o structură. Eu i-am spus tulpina copacului, după aia mergem la pasul 3, care este crengi, adică corpul. Noi lucrăm în corp, ceea ce fac eu este axat foarte mult pe înțelepciunea somatică, pe tot ce se adună în corp și toate, cum să spun, mesajele pe care le transmite sursa, adică sinele, vin în corp de multe ori. De asta te-am și întrebat mai devreme, dar ce simți în corp? Ei bine, aici sunt o multitudine de tehnici cu care eu lucrez, din diferite orientări terapeutice, inclusiv EMDR, Iau anumite aspecte din internal family system, somatics, sunt, sunt foarte multe lucruri pe care le, să zic așa, îmbrățișez și le predau în, în școală. Uh -huh. După aceea, patru sunt frunzele, adică emoțiile noastre și învățăm tehnici. Unul din mentorii mei este Lester Levinson și am lucrat chiar cu mâna lui dreaptă să zicem așa, Hale Doskin, care este un om în viziunea mea iluminat și aici am învățat foarte mult despre liberarea emoțională și asta este ceva ce eu iarăși eu învăț pe cei care vor să lucreze cu mine. Să se, nu să se detașeze, că nu ai cum să faci asta și eu nu cred în separare, dar să integreze prin iubire emoțiile și apoi să le dea voie să plece. Da? Ca De frunzele aici. care pică Exact, ca jos. frunzele, exact. Apoi mergem la partea interesantă, 5, care este floarea. Floarea reprezintă în viziunea generation toate aspectele personalității tale. Petalele acestea sunt părțile. Respectiv, tu ai o parte, asta am mai discutat noi uh -huh. mai demult, ai o parte critică, ai o parte perfecționistă, ai o parte, eu știu, comodă, ai o parte care, eu știu, blochează succesul tău material, să zicem, da? Sunt o multitudine de părți în ființa ta și pentru mine astea sunt petalele tale. Uh -huh. În momentul în care petalele se deschid, pentru că ele se deschid când apare energia sinelui, da? sau Esența Divină, sau Dumnezeu, sau fiecare cum vrea să numească acest uh, miracol, e bine, când tu te duci cu iubire către ele, ele se deschid. Deci e, e fascinant de, de frumos. Uh -huh. Și atunci, ele deschizându-se, lasă ceea ce ești tu, de fapt, să apară, adică sinele. Tu, în permanență, ai acces la energia divină. Uh, dacă vrei, sinele este cu tine și sinele ești tu. În permanență. Ești tot timpul susținut și tot timpul iubit, ai tot timpul uh, toate resursele, ai încredere, curaj, conexiune, iubire, pace, toate sunt în interiorul tău. Dar, totodată, un om poate fi ca un bobocel și toate cele părți sunt petalele care sunt foarte strânse în jurul uh, sinelui și cumva nu mai suntem conștienți de cine suntem, de fapt. Ne identificăm atât de mult cu durerea, cu. Furia, cu depresia și așa mai departe, încât uităm și poate n-am știut niciodată cine suntem noi de fapt, adică sinele. Da? Iubire, pace, lumină. Ei bine, când lucrezi cu fiecare din aceste părți, ele se deschid. Cred că trebuie să fac o animație ceva. Ok, și mergi a doua zi la birou. Așa. că Vorbeam despre pacienta de mai devreme, uh -huh. mergi la birou a doua zi și șeful spune că nu ești bună de nimic. Uh -huh. Și Se e... întâmplă. Florile astea se închid la loc. Vine o parte și ori eu știu, îl agresează pe șef, glumesc, ori o altă parte vine și se refugiază tot sistemul în ea. Diferite reacții putem avea. Pentru că asta e societatea noastră care te, te învață de când ești mic, că nu sinele tău contează, contează mai mult ego-ul tău, mm. că nu contează ceea ce simți tu, ci ceea ce crede lumea despre tine, că etichetele pe care ți le pune școala de la note, exact. calificative, examene și așa mai departe, sunt mult mai exact. importante decât sinele. Și atunci mm. sinele ăsta pare că nu te duce nicăieri dacă ți-l folosești. Atunci, bo Boboceii uh -huh. ăștia rămân. Exact. Foarte corsetați. exact, exact. Dar, floare deci, după floare, aspect cu aspect, petală cu petală, încet, încet, lucrând cu ele, începem să. Și atunci mă, mă gândesc la, la o femeie, uh -huh. în jurul vârstei de 40 de ani, care, de când e mică, aude că nu contează, că vocea ei este importantă, uh -huh. că e foarte bine să faci ceea ce. Zic, mm -hmm. părinții, lumea și așa mai departe, după aia începe o căsnicie, soțul îi zice că eu sunt șef în casă, mm -hmm. după aia mai vine copilul, problemele copilului sunt mai importante decât problemele ei. Mm -hmm. Deci cum își poate deschide sinele asta o femeie aflată în punctul ăsta al, al vieții, după 30 de ani, mai bine de 30 de ani în care toată lumea ți-a zis închide ți sinele mm -hmm. că nu faci nimic cu el în viață. Cu pași mici, la fel cum facem toți. Adică, de ce exerciții e nevoie? Păi, ar putea să fac un curs întreg al meu, care se cheamă Călătorie către Sine, dar până una alta se aștepte, doamna, cartea mea, pentru că acolo să fie mai multe exerciții în direcția asta. Dar un prim pas ar fi jurnalul, pur și simplu jurnalul de părți. Ce parte s-a activat astăzi? Da? Să zicem că este tristețea. Sau iată, uh -huh. este o voce din mine care spune că nu e drept ceea ce mi se întâmplă. Da? Sau este o voce din mine care îmi spune uh, e tot un zadar. Uh, apare, uite, chiar îmi vine o, o clientă care spunea că abia acum, după șase luni din, uh, din academie, a început să lucreze cu partea apatică, care îi spunea nu are niciun sens, nu N are rost. Și nu nu realizase că avea această parte și ulterior, într-o constelație, și-a dat seama că l-onora pe tatăl ei, care tatăl ei avea exact aceeași viziune. N-are niciun sens să facem lucruri. Ei bine, dacă tu ții jurnalul ăsta zi de zi și ai dorința și intenția, mai bine zis, de a te cunoaște mai bine și vrei, într-adevăr, să-ți regăsești puterea, toată viața și tot Universul te va susține ca tu să găsești exact modalitățile pentru a ajunge acolo. Dar e important să scrii intenția ta, foarte clar, Da, vreau să-mi iau viața înapoi, vreau să-mi iau puterea înapoi, vreau să fiu din nou cine sunt eu de fapt, să dau o direcție vieții mele. Pentru că, într-adevăr, făcând nimic, nici Dumnezeu nu vine peste tine cu forța. Deci puneți o intenție, iar apoi, în fiecare zi, încearcă să scrii 10 minute în jurnal. O să începe așa. Ce părți s-au activat astăzi? Păi am fost uh, furioasă, e partea mea furioasă, am fost uh, tristă că se întâmplă lucrurile astea. E, și apoi pasul următor este să învăț să intru în contact cu părțile mele și la început nu o să poată toată lumea să coboare în inconștient uh, ca un uh, mare hipnoterapeut, așa din prima, dar poate să facă pe foaie, ca și când o parte, de exemplu, poate răspunde cu, par cu mâna dreaptă când scriu cu dreapta, uh -huh. o altă parte poate să răspunde când scriu cu stânga sau eu pot să-mi să întreb părțile și ele să răspundă scriind, de exemplu. Deci pot să am o relație și o conexiune cu interiorul meu, care este ca un univers neexplorat. Da? Imaginați-vă că suntem toți exploratori ai mărilor, ai oceanelor. Imaginați-vă că nu știm ce vom găsi acolo, nici măcar din punct de vedere al viețuitoarelor. Exact la fel, plonjăm, exact cum ai spus tu la începutul întâlnirii, Plonjăm în interiorul ființei noastre și găsim o multitudine de aspecte, o multitudine de comori. Dar e necesar să ai un pic de curaj, pentru că vei face saltul în întuneric. Asta este saltul. Aparent în întuneric, ca după aceea să găsești lumină, da? pentru că te-ai îndepărtat foarte mult. Noi cu toții ne-am îndepărtat ca oameni, ca societate, de cine suntem de fapt și atunci e necesar un pic de intenționalitate și de, bineînțeles, dorință pentru a găsi miracolul care ești tu de fapt. Dar un pic de curaj. Aș vrea să-mi clarific mie, în primul rând, Te rog. un pic. Deci, noi devenim ceea ce ne spune lumea că suntem și începem să credem că aia suntem, ceea ce ne spun alții. Uh -huh. Însă, ne îmbrăcăm în pentru... niște etichete. Prin exercițiul ăsta despre uh -huh. care mă spuneai tu, a scrie, a uh -huh. spune, poți să redevi ceea ce spui tu că ești? Să redevi cine ești tu de fapt? Da. Să, Deja să, ești cine ești tu de fapt. Ce mai ai de făcut este să vorbești cu părțile care cred altceva. Nu, nu, nu. Mă refeream la cum te, pri te privește lumea. Uh -huh. adică în momentul în care tu îți spui ție eu sunt asta. Uh -huh. uh, va ajunge la un moment dat și lumea să te vadă așa cum cum, cum ești tu? Da, eu consider că da. Consider că ceilalți ne văd conform vocilor noastre interioare. Asta e. La... Cu siguranță. Uh -huh. Da, cu siguranță. Dar devine irrelevant la un moment dat pentru noi, cum ne văd ceilalți. Pentru că suntem totodată conștienți că și ceilalți au o multitudine de filtre. E foarte important ca tu, prin călătoria asta, prin labirintul ăsta numit viață, să iei fiecare aspect, sau ce puțin asta e viziunea mea, să iei fiecare aspect, fiecare persoană cu care te întâlnești, ca încă un ajutor către tine. Deci este încă o poartă, încă o cheie către încă un aspect din tine. Și atunci, dacă cineva, să zice mă judecă, da? slavă cerului, cu cât ești mai expus, vei fi totodată și judecat. Mm -hmm. da? E firesc. Bun. Haideți să vedem ce parte din mine oglindește asta. Oare nu cumva am eu o parte care mă judecă? Oare nu cumva am eu o parte în interiorul meu care a suferit foarte multă copilărie, să zicem, pentru că a fost judecată, pentru că a fost uh, hărțuită, bullied și așa mai departe. Și atunci este încă o oportunitate să mă duc înăuntru meu și să văd unde anume mai sunt aspecte din mine, unde mai sunt acești copii din ființa mea care au nevoie să fie văzuți. Da? Pentru că altfel nu mi-apărea a părea în realitatea să zic așa 3D, dar nu apărea în Matrix dacă nu era despre, despre mine din interiorul ființei mele. Și atunci îi mulțumesc omului care mi-a adus asta în prim plan, în ființa mea, îl binecuvântez dacă simt uh -huh. și merg mai departe în interiorul meu, pentru că acolo sunt toate răspunsurile. N-ai cum să te superi pe oglindă, n-ai cum să te uh, întristezi că nu-ți place ce vezi în oglindă uh -huh. și să nu faci nimic în direcția asta. E necesar să te duci din nou unde sunt toate răspunsurile. Pentru că noi avem un să ne imaginăm așa ca un proiector și viața aceasta ca o scenă unde sunt diferite filme sau opere de, de artă transpuse în realitate. Până la urmă asta se întâmplă când lucrezi constelații. Revenim în teritoriul meu și în una din formele mele de pregătire terapeutică, constelațiile sistemice. Exact asta se întâmplă. Tu rămâi pe un scaun iar în fața ta apar reprezentări ale inconștientului tău. Pot fi obiecte, pot fi alți oameni, pot fi chestiuni din ființa ta, pentru că poți face constelații cu ochii închiși în, în interiorul ființei tale. Dar totul te reflectă pe tine în toate straturile ființei tale. Da, acum am acum dau seama cât, cât de mult avem de luptat fiecare dintre noi în fiecare zi pentru a trăi și a ne arăta adevăratul uh, sine. Pentru că înainte să ni-l anuleze lumea, ni-l noi. E frică să ne -l, uh, l arătăm. Acum am mă gândeam la una dintre uh, vorbele uh, cele mai greu de, de dus de cineva uh, care aude treaba asta. De câte ori nu vi s-a spus cine te crezi? Știi? Mm. De la care școală, asta? job pe stradă, în trafic și așa mai departe. Uh -huh. adică în momentul în care cineva spune cine te crezi, ți-e frică să-ți mai arăți sinele. Uh, Vine o parte din tine pe scaun, care ea este frică. Exact. Și atunci te-o îmbrățișești și ei lângă tine și spui, te iubesc, sunt cu tine, ceea ce ai trăit este doar o reprezentare, haide împreună să ne cunoaștem mai bine și să vă cum să te pot ajuta. Cam așa facem. Asta e switch-ul nu mai intrăm în victimă, adică în mentalitatea de victimă. Alcineva are puterea asupra mea, altcineva uh, face ceva și eu mă simt într-un anume fel. Nu, altcineva are destinul lui personal, are uh, dacă vrei liber arbitru, în, în ceea ce îl privește, iar eu am o responsabilitate față de cum mă simt, am o responsabilitate față de uh, ce se întâmplă în sistemul meu între de părți. Asta am eu o responsabilitate. Nu pot să las acești copii din ființa mea să sufere pentru că s-a întâmplat X din afară. Și atunci îmi asum responsabilitatea și încep să lucrez cu fiecare din ei. A lucra în viziunea mea înseamnă a iubi. Deci, iubesc fiecare părticică. Dacă este o parte care a suferit, îi zic, te iubesc, încă ești lângă. Ești lângă mine, nu ești singură, sunt lângă tine, mereu. Știi? Uh -huh. Și dezvolt un alt tip de terapie, dacă vrei, și un alt tip de dialog intern. Pentru că, de fapt, problematicile, ghilimele, ale vieții noastre vin din faptul că, în interiorul nostru, e conflict. Este atât de multă separare și conflict în Ființa noastră, încât, evident, ne vom întâlni cu aceasta în toate aspectele exact. Existenței. Și cred că mai prețios decât ați descoperi uh, sinele și a-l duce la. La suprafață, este să-i dai încredere lui Că nu degeaba îi se spune încredere de, da. de sine. Adică, uh. în momentul în care ai încredere de sine, indiferent ce mi-ai da. spune tu, Anca, nu e cazul tău, da? Indiferent ce mi-a spune băieții ăștia, a fost un podcast mizerabil. Slab. Aia e. Dacă sinele meu simte că a fost acolo, exact. Că a avut o conversație prețioasă, valoroasă. Nu mă puteți răni, băieți. Cine vă credeți? Da, e, încrederea este o calitate a sinelui, Deci, În momentul în care avem încredere în noi, în viață, în divinitate, în ceilalți, automat avem acces la energia sinelui. Bun, dar pe de altă parte am văzut o mulțime de oameni care au o hiper-încredere de, de sine. Ce drăguț! Asta nu e încredere, de fapt. Știi? Este opusul încrederii. Aia mi, mi se par niște oameni foarte, foarte detașați de sine, știi? Și au pus masca asta. Exact, exact. Eu sunt only me, I am enough. Știi? N-am nevoie de, de, nimeni și indiferent ce spui tu, eu sunt, eu sunt superior. Da. Cum să reglăm. reglăm treaba asta, da? Încrederea de sine care e sănătoasă uh -huh. versus hiper încrederea asta? În încredere, adică în calitatea sinelui, nu există comparație. Deci nu am cum să fiu superior sau inferior. Asta este a minții. Comparațiile sunt la nivelul minții. Deci încrederea reală, autentică, îi permite și celuilalt să fie la fel de frumos, minunat, de succes. Da? Deci asta este un semn după care ne putem ghida. Mă gândesc la familia Ceaușescu. Era atât de mult da, supracompensare acolo cea mai mare clădire din lume, uh -huh. cel mai somtuos palat și așa mai departe. Deci, asta arată un complex de inferioritate. Asta e ceva basic în psihologie. Toată lumea știe. Complexul de superioritate egal complex de inferioritate. Cu siguranță, cu toți avem lecții în, în direcția asta, pentru că avem aceste părți care. La momentul la care a existat o traumă, la momentul în care noi poate n-am fost văzuți de părinții noștri, la momentul la care noi n-am fost iubiți așa cum ne-am fi dorit, această parte din noi a zis, ok, nu-mi trebuie nimeni și nimic, eu sunt cel mai bun. Da? Asta este modul în care a reușit să supraviețuiască acel om, da? poate fiecare dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură. Și atunci să avem din nou compasiune și înțelegere, inclusiv față de această parte din noi și față de, iată, Alți oameni care manifestă partea asta. Compasiunea față de tine însuți și autocunoașterea te duce în punctul unei inteligențe emoționale elevate, și anume de a percepe universul interior al celuilalt ca și când celălalt ai fi tu. Da? Eu asta cumva nu știu dacă predau cuvântul potrivit, dar despre asta vorbesc în, în proiectul meu. Uh -huh. De a merge cu adevărat și a întruchipa energia până la urmă oricărui om, pentru că celălalt ești tu. Și atunci, dacă el manifestă un anume uh, comportament, oare nu cumva este și despre tine, știi? Și atunci ne aducem mai aproape și mai aproape și mai aproape. Sigur că sunt pași. Uh, ce predau eu în școala asta? Predau o viziune, un mod de a privi lumea, viața, o perspectivă a iubirii, o perspectivă uh, sistemică, în care toți facem parte, toți au un loc. Dar, bineînțeles, implementarea ei va lua o viață întreagă sau de ce nu mai multe existențe? Știi că mă întrebai tu cum fac asta în șase luni. Eu îți dau baza teoretică și uh, modalitatea ca tu să practici în fiecare zi chiar, alături de o mulțime de alți oameni, iar tu ai baza, iar ulterior, constant, vei face tu aceeași muncă cu, cu tine. Tu dai undița noi mergem la pescuit. Tot, da, cine vrea, da. O să e ating vor... un punct uh, sensibil. Un punct al discuției uh, uh, foarte sensibil. Uh, pentru că văd din ce în ce mai multe voci publice, chiar din zona asta a um, uh -huh. dezvoltării personale, uh, care spun că nu ai nevoie de nimeni. Uh -huh că dacă ești bine tu cu tine este superb. Ce drăguț, serios auzi asta? Da, normal. Eu am aud asta cu lumea. Și Preauzi. vocile astea refuză să vorbească despre uh... umbră. Despre umbră, despre faptul da. că nu au, o rela au relații, nu au uh... adică toți oamenii sănătoși la minte, nu la cap, mi-au zis că ne vindecăm în, în relație. relație da. da. așa este, așa este. Dar ne vindecăm în relație, adică dacă avem, nu știu, niște relații sociale super sănătoase, putem fi vindecați <laughs> sau ne trebuie o relație intimă? Când probabil că unii dintre colegii mei terapeuți spun des chestiunea asta, Gabor Mate, știu exact. că e unul dintre dumnealor, noi ne vindecăm în relație Se referă la conexiune da? Adică ca să mergem mai deep Decât dumnealui Dacă îmi permiți Deci el se referă la energia conexiunii da? Cu siguranță tu Ai energia conexiunii Între părțile tale În relațiile tale Și cu cât este mai profundă și mai prezentă Această energie a sinelui Automat cu siguranță tu însuți și viața ta pe de întregul vor reflecta un echilibru și o armonizare. Deci se vorbește de energie. Acum, eu niciodată nu o să dirijez sau nu o să-mi permit în viața mea să spun unui om ce să facă. Nici într-un caz să aibă o anume relație sau să nu aibă. Dumnezeu spune cine este necesar să apară în viața noastră sau nu. Dar, într-adevăr, pus față în față cu un om cu siguranță te vei regăsi pe tine și cu siguranță, cu cât îți vei deschide mai mult inima, cu atât vei fi uh, și tu mai împlinit, pentru că te vei regăsi pe sine în celălalt și în, în împreună. Nu se poate altfel decât împreună. Este o iluzie, asta este o, ce să zic, este apanajul celulei canceroase. Fac eu, dreg eu, doar eu pot... Trece, ai văzut prin toate țesuturile, este singura celulă care poate uh, transcede uh, toate tipurile de țesut. Trece din stomac în ficat, în... De ce? Pentru că asta este până la urmă definiția individualizării și a separării de, de Dumnezeu, de viață, de familie până la urmă, de tot ceea ce este. Eu cred că tu nu ai descris instagram sau TikTok-ul de mult pentru că... <laughs> ba da, le folosesc. Sunt niște să știi, mucenițe, niște... Sunt ea, chiar a... zilnic acolo când tot timpul postez. <laughs> Care fac apostolat. Pe. pe? A, vieții independente, cât de fericite sunt. Da, dar asta e tot o parte din noi. E, e o umbră. E, toți avem umbră, da? E clar. Ce înseamnă umbră? Aspectele noastre neplăcute, nedorite de noi înșinești, de societate uh -huh. și aspectele noastre, să-l zic așa, necunoscute. Nu înseamnă că sunt neapărat negative, ferească Dumnezeu. Dar umbra, dacă vrei, și implicit inconștientul va avea o multitudine de uh, energii, de să zic așa, de încărcătură și moștenită și de multe ori ne este foarte, foarte greu să ne uităm la ce este acolo. Foarte dureros poate fi procesul și atunci preferăm să ne protejăm prin această mască. Este un mecanism de protecție tu ai și pus vreodată, singur. ai pus vreodată vreo, vreo poză pe, pe Instagram Eu. și ai scris la descriere I am enough", adică mm. îmi sunt destul. Păi, nu că ar fi o minciună, nici nu pot zic că îmi sunt eu mie destul. Deci Și m-am gândit vreodată la așa ceva, de ce să fac. că nu, mi se pare minunat să te simți da. bine cu tine. Asta e altceva. Da, te simți bine cu tine, a avea încredere de sine, despre care vorbeam mm -hmm. mai departe, și a spune că viața asta e doar despre mine și. Asta e astea. o parte, un protector, un soldat, cum, cum am spus. Probabil că părțile au suferit atât de mult când erau copilași încât. Mecanismul prin care s-a putut face față a fost acesta, de a, de a te izola, de a te pune într-o armură. De, mulți dintre noi facem asta într-o manieră sau în alta. Da. Dar sigur că ne costă. Da? Și armura aia e grea, lasă la un moment dat de niște să nu cicatrici. Din fericirea pentru oricare scriu I am enough la status. Um, Bine, vorbești fericirea și de băieți, sunt o doar, de... da, Fericirea este conexiunea, este energia sinelui Da, conexiunea asta Vin, Relațiile astea vindecătoare Trebuie să fie niște relații de cuplu Pot fi relații, nu știu, cu un uh, confident pe care îl găsești Un om oglindă Care poate să fie un coleg, un prieten, e, un, terapeut, un, vecin, iată, un, terapeut, un Un terapeut, iată, un terapeut, un consilier, un coach Sigur un, Unul dintre părinți cu siguranță, părinții sunt maestrii noștri. Cei mai mari maestrii noștri. Adică nu doar relații... la suprafață orice. Și copilul, exact. copilul chiar că eu nu am copii fizici, să zic așa, dar cu siguranță cea mai bună oglindă pentru cei care au copii este să se uite la ce manifestă micuții. Uh -huh. Da. Deci, deci nu doar relațiile de cuplu vindecă. Nu, dar Asta o să pune. fac un mic, mic de tot asterix, steluță, că tot sunt eu cu constelații și steluțe. Deci un foarte mic asterix și anume că acolo în cuplu dimensiunile sunt mai profunde, implicațiile sunt mai uh, deep, sunt mult mai profunde, pentru că ne ating niște resorturi foarte, foarte intime, ei bine, acolo ies la suprafață toți mici balauri, boștri, dragoni, pe care i-are fiecare prin dedesubturile ființei. Pe când un confident, un terapeut, încă relația respectivă se menține la un nivel ușor, nu neapărat de suprafață, dar nu este ușor. și firesc de altfel. altfel, da. Ar fi bizar să fie în alt mod. Exact. Și atunci nu ne provoacă -a atât de mult. Nu ne apasă toate butoanele. Te vezi cu o prietenă dragă de câte ori, de două ori pe lună. Ok, îți vrea binele, sunteți foarte, foarte împlinite și fericite la cafeaua respectivă. Și păi fiecare merge la casa dumnei. Pot să spun o da. întrebare personală? Da, da, da. Că tot ne-am scufundat. Îmi place părțile mele, se simt și ele văzute. <laughs> da. Uh, ți s-a întâmplat ca un pacient... Când făceai psihoterapie să se îndrăgostească de tine sau invers? Da, pot să zic că mi s-a întâmplat, da. Pot să zic că mi s-a întâmplat, da, de puțin ori. Adică dacă am cam 15 ani de cabinet, de 3 ori mi s-a întâmplat. E e normal. Pacientul de tine. Da, e normal și eu am simțit atracție, e adevărat, am simțit de două ori în 15 ani atracție față de un client. Dar este firesc, asta în psihoterapia clasică se cheamă transfer și contratransfer. Uh -huh. Și e normal, lucrăm cu ele mai departe în terapia noastră, sau cel puțin așa se dorește, iar cu clientul respectiv este foarte bine să comunici și să, să spui îi asta? conții nu să-l împovărezi pe el cu atracțiile tale, nu, în niciun caz. <răzări> nu, dar să comunici. Nu, e tu, om a venit pentru tratament, nu pentru exact. filmele din capul unui terapeut. Nu. Tu mergi mai departe în terapia ta individuală și discuți cu terapeutul tău despre chestiunea asta, pentru că există tot fel de proiecții și e normal, suntem oameni, dar în ceea ce privește pe client care îți face astfel de mărturisiri, e important să lucrezi cu ceea ce simte dumnealui. Și atunci să fie acolo pentru el într-un mod, bineînțeles, adecvat deci poți pentru a lucra. înțelege mai departe, da și de multe ori transferul și contratransferul ne ajută să aprofundăm relația terapeutică, da, simplu fapt că poți discuta cu un om și să nu fii judecat și să poți trece prin eu știu, niște etape, cum ar fi faptul că te-ai simțit poate respins, să poți să discuți despre, despre asta te, te duce, practic, la un alt nivel, da mai, ca la jocurile la video, mai mai uh, iei niște puncte uh -huh. deci da. Poți să mergi în continuare în relația cu pacientul Depinde, rog, depinde. Sau spui stop în momentul în care îl spune? Depinde. Doamnă, știți, m-am îndrăgostit de mă. Da, mă um, da, punește să chiar nu mi-am Chiar așa, așa ți-a zis? Ceva în genul, da. să mă avem... Eu uh, Exact, pacient. e o constelație, exact așa așa și fost, da. Exact. E, ideea este că dacă uh, terapeutul nu, nu se simte profund afectat de sentimentele celuilalt, dacă poate să continue relația uh -huh. profesională, este foarte bine să o continue, la fel trebuie, bineînțeles, interogat și clientul, da? Trebuie întrebat dacă își dorește să meargă mai departe sau să acele sentimente sunt mult prea profunde și atunci îl, îl transferăm, da? Îi recomandăm pe altcineva. Dar de plâns împreună cu un pacient ai plâns? Doar la constelații mi s-au mai umezit ochii, în sensul în care erau lucruri foarte grele sau foarte, cum să spun, da, cu impact major chiar și pentru umanitate. Deci, uite cum ar fi tema războiului sau da, victime, agresor m-a atins foarte tare constelația unei doamne care a lucrat un viol de care n-a povestit nimănui niciodată și a ieșit în constelația acea energie și reprezentanții spuneau aici este un viol, aici este un viol și a început să plângă, să țipe sau. adică sunt niște reacții care n-ai na, cum, ești om cu siguranță te, te ating dar pot să spun că cu cât lucrăm mai mult cu noi, cu atât suntem mai în liniște, mai în pace și nu suntem afectați, propriu-zis, de, de povestea unui alt om. Suntem afectați în măsura în care uh, și noi mai avem de lucru uh, cu povestea respectivă. Sigur, suntem oameni, nu e nimeni aici vindecat, dar mi-a zis mie cineva apropo de, apropo de, uh, de, de hate-ul ăsta din online și de... Ce se mai întâmplă în Instagram, că ziceai tu că nu sunt eu pe acolo? Ba da, sunt. Și chiar mi-a scris o doamnă, așa, foarte furioasă, se simțea acolo din text, foarte furioasă că cine sunt eu să spun chestiile astea, că oricum nu sunt vindecată. Deci, cumva, m-am rămas un pic șocată, zic, Doamne, ea este vocea mea, pentru că și eu cred că nu sunt vindecată. Eu chiar cred asta, sunt convinsă că mai am o multitudine de părți la care e necesar să ajung. Nici nu mi-a pus problema altfel. Dar m-a amuzat de undeva, probabil că există această percepție și această convingere despre oamenii care ghidează alți oameni, care ar trebui să fie sfinți sau care ar trebui să fie toți iluminați. Sau, mm -hmm. Știi, eu te pot duce până acolo până unde am mers eu. Mai departe poate te ia alt maestru, mai departe te ia Iisus Hristos direct de mână și cine-s eu să, să merg acolo, că nu-i cazul. Da... <laughs> Da. mi ai spus mai devreme în conversația noastră, deși studiai mm -hmm. uh, sau chiar practicai psihoterapia, nici tu da. nu erai într-o zonă prearmonizată, exact, <laughs> echilibrată, nu erai vindecată, cum a zis, da. cum a, a zis doamna, da. cum, Care e relația care te-a vindecat pe tine anca? Relația cu tata. Din constelație, atenție. Din constelații, pentru că eu cu tatăl meu biologic, pentru că din fericire am și un tată adoptiv, uh -huh. din fericire pentru mine și părțile mele, dar cu tata, tatăl meu biologic am avut o relație precară, să spun așa. Dumnealui nu s-a implicat cumva asta a creat foarte multă suferință în interiorul meu. Cred că pentru orice fetiță e dificil să nu, să nu primească această validare și na, iubire a tatălui. Iar în momentul în care am început să lucrez constelații, că despre asta îți povesteam mai sus, la 25 sau 26 de ani am venit prima dată și nu o să povestesc tot, că am mai tot spus povestea asta și nu vreau să plictisesc pe nimeni, dar ideea este că la un moment dat, într-una din constelațiile mele personale, l-a adus facilitatorul pe reprezentantul tatălui, uh -huh. Doamne, și atât de mult îl disprețuiam și atât de mult îl judecam și ziceam, cine e ăsta? Vai, deci gura de mi și rușine să spun, amas sper să nu se uite. Nu cred că se uite. Cine? Tatăl meu biologic s-a uitat Da, n-aș vrea, pentru că am tot cel mai mare respect pentru dumnealui, dar atât am știut la momentul respectiv, deci la 25 de ani, atât am știut, pentru că era, erau părțile astea și eram eu uh, imersată în părțile astea foarte furioasă. Și cumva pe bună dreptate, pe undeva, desigur. Iar începând să lucrez, și începând să lucrez, ei bine, de acolo mi s-a schimbat tot. Dar tot, absolut tot. Cariera mea a înflorit, relațiile mele cu toți ceilalți. Dintr-o singură ședință să... de constelații? Măi, în constelațiile astea, câteodată e nevoie de o ședință, alteori de o sută. Știi, de exemplu, în relația cu mama, am lucrat 9 ani pe relația cu mama mea. Uh -huh. Mă mai duceam cu alt subiect, chipurile mai veneam eu cu nu știu ce subiect, hai că nu prea mai am eu, gândeam eu la vremea aia, după nu știu câți ani de consul, zic hai că nu mai am mai mare probleme. Hai vorbesc despre nu știu ce, X, clienți în cabine tot la mama ajungeam, tot nu o onoram, tot nu o respectam, tot mă credeam eu mai deșteaptă, tot zic, ia uite mă, lucrez de șapte ani, eram, zic, nu pot să cred, lucrez de nouă ani pe relația cu mama și tot acolo sunt, știi? Deci uite, ține foarte mult de, Dar de, de fapt, ritm. relația de care ai avut nevoie să fie vindecată, ca să fii tu vindecat a fost relația cu tata. Acolo s-a produs așa un switch imens pentru mine. Un switch imens. Deci imens, imens, imens. Din toate punctele de vedere. Wow, mi se pare că mi s-a pus așa, mi s-a pus coroana pe cap așa, mi s-a liniștit ceva. Asta, asta înseamnă că nu, nu trebuie să-ți rezolvi problema, am zis problemă, că tu Mara. nu prezint Da. Să-ți rezolvi relația aspect. cu tatăl în viața fizic. reală, nu, fizic, nu. Poți să o faci în... Constelații. Adică în interiorul ființei tale. Da, Constelațiile sunt o metodă terapeutică. Mm -hmm. Există o mie de metode. Cea pe care o folosesc eu este asta. În care tu reprezinți. Poți să reprezinți printr-un obiect. Asta este tatăl meu. Și atunci uh, începe constelația. Sau poți să reprezinți prin alte persoane. E mai greu de explicat dacă nu ai experiența directă, mm -hmm. dar evident că le voi menționa celor care ne urmăresc. Filmul acela celebru, Un alt sine care relevă foarte clar mm -hmm. metoda constelațiilor și dacă vor dumneavoastră să vadă mai clar cum se întâmplă lucrurile, pot viziona acesta. Asta o dat. Dar da, nu are niciun fel de legătură. Realitatea asta, să zicem 3D-ul, nu face altceva decât să ne arate chestiuni din interior. Deci pentru a merge în interior sunt eu un promotor. Mizez pe asta. Uneori se poate să facem modificări în planul realității, alteori nu. Poate nu este suficient de deschis mm -hmm. omul respectiv, și poate chiar l-am bulversat dacă am venit cu un speech din asta. Um. După ce ți-ai rezolvat în constelații relația cu tata și te-ai simțit vindecată, da, relația aproape. cu tatăl, relația fizică, din spațiu concret, tatăl tău s-a îmbunătățit sau a rămas la fel? Puțin. Pot să spun că s-a îmbunătățit puțin. Da. Nu întru totul și cred că nici n-ar mai avea cum, știi. Nu știu, cred că ține foarte mult de ce căutăm fiecare dintre noi în viața noastră. Iar eu acum caut, cum să spun eu, relaționarea cu persoane foarte. nu știu cum să spun. cu care să pot să am o apropiere sufletească. Eu așa funcționez. Sunt un om foarte iubitor, eu însămi. Și așa îmi place să am oamenii viitori în jurul meu. Așa este și echipa mea, așa sunt și prietenele mele și soțul meu și uh, dumnealui, lui tot respectul față de tatăl meu biologic, el e marinar, e mai reticent. Are mai toate tiz, scuzele. Nu vorbește foarte. Da. da, da, tot respectul, dar din nou, e foarte important în ființa noastră să îi respectăm și să i onorăm și mai departe dacă putem face ceva și în viața de zi cu zi, e minunat. Nu știu că am două întrebări <coughs> acum și am două, mi se pare importante. Sper să <coughs> punând o pe una să nu uit pe, pe cealaltă. Uh, da. Hai să notăm, Pentru să că ceea ce mi-ai povestit acum e legat de toate fetele care spun Daddy, Issues, ah. uh, știi? Da, știu foarte bine. Dar nu sunt de acord. Pare știi? că folosesc așa foarte, foarte ușor sau se folosește foarte ușor în uh -huh. timpurile noastre. Expresia, scuza asta. Ah, știi, am niște de issues, mm -hmm. adică probleme da, da, legate de... Da, 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 de... dar e clar că neintegrate. Da. Da. <laughs> da. Uh, din experiența ta, da, din... Mm -hmm. uite, până la urmă, 1300 de oameni care da. au trecut prin Academia Regeneration pot să fie parte dintr-un studiu in, Asta, enorm, ne, asta ne nimens. și dorim, sincer. Asta ne și dorim, să punctăm mai uh, clar. care e treaba asta cu daddy issues, cu mommy issues, cu... Pentru că, uite, până la urmă tot la tulpina ne întoarcem la, la, la părinți. Da, ce să zic, e mai complex de, de atât. Nu se relevă toate aspectele unei relații de cuplu în raport cu relația cu tatăl, nici pe departe. Din contră, matricea pentru relația de cuplu va fi întotdeauna mama. Relația cu mama, indiferent că ești femeie sau bărbat. A, da? Da. da. Adică primii ani de viață, din relația ta cu mama, devin uh, podul pentru toate relațiile tale viitoare. Deci ce s-a întâmplat acolo în trei ani? A, atașamentul. Teoria, teoria atașamentului. Atașamentul. Exact, eu îmbrățișez. Și nu doar îmbrățișez eu că n-am ce face pe acasă, ci am văzut mii de oameni care, odată ce au început să vindece primii trei ani din viața lor în raportul lor cu mama lor, automat au adus claritate lumină și îmbunătățiri vizibile în relațiile de cuplu. Deci chiar și fetele... Și fetele și băieții. Au mami issues, de fapt. Da, toată lumea are mami issues, exact. Și uite, eu, de exemplu, mă dau pe mine. Noi, ca toți, putem să ne spălăm pe mâini? Uh, nu de tot. Evident, de tot. tocmai mi-ai povestit. Doar așa, un pic, ce să faceți așa da. în apă. Da, ideea este că, uite, mă dau pe mine ca exemplu cât de important a fost pentru mine și culmea foarte târziu, că uite vezi când, când e discipolul pregătit apare maestru, uh -huh. foarte târziu am fost conștientă, chiar anii ăștia recenți, de impactul pe care l-a avut uh, relația mea cu mama mea din uter. Deci eu consideram că am cam lucrat pe 0-3 ani, eram așa un pic împăcată, din nou în iluzia minții. Vai ce vindecată sunt, apropo de doamna de pe, de pe Facebook. Deci așa credeam, că greșit de altfel. Și după aia mi-a venit într-o constelație în interior imaginea foarte clară a... Da. a mea, da, exact numele acum A bebelușului, asta aveam de fapt să spun Eu, a bebelușului eu De la 0 la 5 luni Singur complet de ce? Pentru că mama mea, când uh, m-a adus pe lumea asta și până să mă aducă pe, lună, pe lume, era foarte, foarte, foarte tânără pe lângă asta, avea 18 ani. Iar uh, dincolo de acest aspect, a avut menstruă timp de 4 luni. Deci, îți dai seama? Ai menstru timp de patru luni. În a cincea lună a văzut că nu mai are menstruă. Ah, ok, un mic dubiu. În a șasea lună a văzut că din nou nu are. Adică deja... Uh -huh ceva se întâmplă, mai ales că sunt un pic uh, mai rotofeie, da? apare o mingiuță aici în jos. Deci de, -a, de -a până la 6-7 luni a conștientizat că ar putea fi însărcinată. Nu mai spunem că totul se întâmpla în comunism, unde era interzis avortul. Nu mai spunem că dumnea ei a încercat să facă avort de o multitudine de rânduri, așa cum a putut să știe un copil de 18 ani și din După ce mai... După șase luni? Da, 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 da. Wow ar fi încercat să scape de sarcină, pentru că era frică de tatăl ei, pe bună dreptate de altfel, pentru că după aceea tatăl ei a bătut-o, da, la modul cu bestialitate, cu mine în uter. Deci, iată, niște dimensiuni de dreptul catastrofice. Și asta nu la ți a luat ba Da, ba da, ba da, da. Dar de ce nu eram eu conștientă? Și am lucrat ani întregi, probabil că mai este de lucru, dar de ce nu eram eu conștientă? este acea separare dintre mine și mama. Pentru că, în mod normal, femeile sunt conștiente absolut imediat de o sarcină. Ok, exact. o lună, două. Deci, practic, ea a fost deconectată de Tot tine, ta. ea și oricine. nu știa că tu existi. Exact, exact. Și n-ai primit o mângâiere pe burtică. O, un gând bun, hei, bun venit pe lumea asta, hei, uite, te așteptăm sau ceva. Nimic, știi? Liniște. Și vedeam cu ochii minții, dacă vrei, în constelații, pentru că asta și cu asta mă cup în interiorul ființei mele și am văzut acel bebeluș complet singur, Nabis. complet decanaitat exact da? și atunci am început să lucrez cu această parte din mine, dar nu am fost conștientă adică uite, la Complicat. acum, știi, abia acum uh, am Asta e văzut... aflat recent? Da, să zic, nu știu, chiar acum în școală cred că de un an, un an și un pic am văzut asta în, în terapia mea Și deci da. până și terapeuții încă mai au să da, scufunde, scufunde pentru și că la nu toate părțile din epava Titanicului s-au găsit. Exact. Și doi, mai sunt și aspecte de dinainte de a ne naște. Deci, aha, avem treabă. Nu-i problemă. Dacă considerăm că le-am vindecat, ghilimele, le-am integrat pe cele din viața asta, o să vedem cum câmpul sau viața sau Dumnezeu, sau cum vrem noi să numim, mm -hmm. ne va aduce informații din alte existențe. Și atunci, iată, suntem în permanență deschiși. Dar pot să te întreb, da, orice. A, acele șase luni în care mama ta nu știa că te are în pânteci, cum s-au răsfânt în, în viața ta? În primul rând, uh, sentimentul ăsta de non-apartenență. Deci aveam de multe ori senzația, inclusiv în grupuri. Uite, în școala mea, de exemplu. De foarte multe ori senzația că eram outsider. Dar tot timpul, deci era școala mea, toți oamenii aceia mă iubesc, eu pe ei. Deci toată lumea este foarte încântată de ce se întâmplă acolo. E o iubire, o deci ceva de... Dacă ne vezi, zici... Așa, e. Dar. foarte, dar eu tot timpul mănceam la un retreat al meu, deci eu susțineam aceste retreat-uri pentru cei din școală și, bineînțeles, și pentru cei din afară. Uh, simțeam că nu mă băga nimeni în seamă toți erau între ei, la fel, echipele mele. Sunt oameni extraordinari care am relații foarte, foarte, foarte bune. Păi, poate fiecare ar știa ce are de făcut. Da, normal, bineînțeles, dar eu așa mă simțeam, inclusiv la retreat. Pentru că toată lumea era prietenă cu. Ceilalți colegi, de exemplu, mm -hmm. mă refer aici la echipe, toți erau prieteni, toți erau doi câte doi, toți erau acolo în gașca lor, aveau glumele lor, chestiile lor. Eu eram exact așa, zici că eram copilașul ăla de după gard. Da, așa erai sau acolo? așa te simțeai? Așa mă simțeam. Da, 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 da. La fel, clienții și oamenii din școală au dezvoltat foarte multe relații. Îți dai seama, în șase luni să te vezi constant, să faci de exerciții, dat. să discuți, să povestești, așa. Își dezvoltă prietenii foarte profunde, mulți dintre ei. Pentru că, na, sunt oameni care vor vorbești practic aceeași limbă. E, eu nu, pentru că eu nu intram în școală, evident, eu eram doar cel care preda. Am înțeles. Știi? Și părțile mele erau activate în direcția asta. Chiar într-una din serie am zis, de ce chestia am dezvoltat tot ce mi-am dorit eu vreodată. Exact asta mi-am dorit, o comunitate, sentimentul de apartenență pentru oameni, ca oamenii să se simtă integrați, iubiți, văzuți, să nu fie judecați. Deci, mulțumesc Dumnezeu, s-a creat asta undeva și eu nu ea și eram, ce asta? Nu înțeleg. <laughs> adică e pentru alții, nu e pentru mine. ce asta? Și apoi am început cu glumele astea la mine în echipă, că știți ce? Mi-a plăcut așa mult proiectul, că o să intru eu ca și client în proiect. Și era, ha, 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 ba, am știa? Zic, nu, nu, eu chiar vorbesc foarte serios, eu să intru în proiect. Da, și așa am descoperit partea respectivă. Da. Wow, mi se pare... Ce drăguț! Un tărâm atât de... Vast. Vast. Așa este, exact ca un ocean explorat pentru prima dată, dar nu pentru prima dată, prima dată în umanitate, când nu se știa ce e acolo. Sunt sirene, sunt balauri, ce-o fi acolo. Și pătrunzi acolo și trebuie să fii un pic curajos. Bunesc că încă mai sunt părți pe care nu le, nu, le cunoști. Sunt convinsă, sunt convinsă. Bun. Hai să ne întoarcem la asta cu Daddy Issues, pentru că citeam despre, despre asta, Publicații care vorbesc despre despre okay. asta. E și un subiect la la, la modă. modă, mai ales pentru, da? nu neapărat publicațiile de specialitate, dar publicațiile pentru uh, oamenii pentru care femei. nu sunt specialiști. Da. Pentru femei. Okay. Și spun că genul ăsta de, de relație a tatălui cu, cu fata, Fetița. Uh -huh. da? în care el nu e acasă, nu e prezent în uh -huh. creșterea ei, vine, pleacă... Uh -huh. uh, Asta le atrage fetelor, de exemplu, atunci când ajung la un adult. adult, sau adult, să aibă relații cu bărbați mai în vârstă. Ah, Ok, am înțeles la ce te referi. Da, sigur, poate fi o secvență de tipul ăsta. Sau nu. Adică, sau nu. Poate fi sau nu. Poate să fie mama care pleca la muncă în străinătate și să, să uh -huh. se um, păstreze acea imagine în psihism, în interiorul inconștientului tău uh -huh. și după aceea să-ți atragi pe cineva care pleacă. Da. Uh -huh. Deci puteți fie mama, tata, irrelevant. Deci nu ești de acord cu împărțirea asta? Daddy issues, da, mommy issues? Știi care e chestia? Nu că nu sunt de acord. Poate fi așa, dar întotdeauna e mai complex. La mine întotdeauna e mult dincolo față de ceea ce pot să citesc undeva. Uh -huh. Pentru că sunt atât de multe straturi și atât de multe secvențe energetice din care un om poate să spună ceva sau poate să vadă ceva, încât pe mine mă smerește, știi, munca mea, nu am cum să zic o chestie de tipul ăsta, așa un adevărat absolut. Mi se pare că am colectat atât de puține secvențe universale, care, iată, sunt și în, și în proiectul meu și în școala mea, că evident le împărtășesc, doar nu le țin pentru mine. Uh -huh. Dar sunt puține, adică la, la restul, sunt diferențe majore de la o persoană la alta, de la... Un subiect la altul, adică n-aș putea să trag așa niște concluzii uh, foarte, foarte clare, uite, așa stau lucrurile în cuplu, uite, așa stau lucrurile la femeia, trebuie să fie așa, bărbat trebuie să fie așa. Astea sunt, în viziunea mea, niște generalizări, și sigur că uneori pot sta în picioare, alteori nu, dar cât timp nu avem un studiu foarte ferm în direcția asta, și, doi, cât timp nu coborâm în inconștientul personal, pentru că uh -huh. sunt multe, multe, multe aspecte la, la fiecare din, din noi suntem foarte complex și totodată interesanți. Deci nu crezi în judecata asta de, de suprafață. Asta e cauza, da, tata n-a fost prezent. De asta acolo e se trage. Efectul, faptul că am o relație nefuncțională sau <laughs> da. evitantă sau sunt posesivă sau sunt geloasă pentru că... Ce drăguț! Mi se par foarte drăguțe lucrurile astea. Sunt ale părților noastre, știi? Întotdeauna în psihologie mai multe aspecte duc către un anume efect. Deci tu sfătuiești să, să săpăm mai adânc da, decât întotdeauna. stratul ăsta de... Dar poate, știi, sunt părți care își doresc să țină la suprafață lucrurile, pentru că e mai comod așa. Hai că mi-am pus o ștampilă, am problematica de acolo și nu mai trebuie să caut eu să mă da, muncesc, să cercetez. Știi, mă, mai uit <laughs> genul de consumator de filme da, da, o și eu. romantice, Emily in eu Paris, sunt. abia aștept să apară da, și eu. nou. Și acolo Iubesc. sunt. Iubesc. Am de issues și e așa ca o. scuză. Asta e ce vrei. Acceptăm mm. așa cum sunt, știi? Asta e ce vreau. Da. Da, 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 da. da. Nu. Deci, <laughs> a te cunoaște înseamnă săpături mai. Da. Ample decât a da doar gazonul la o parte. Da. Deci da. Ce e. Dar să fac și un pic de. nu știu cum să zic. promovare în direcția asta. Sunt atât de multe beneficii, deci odată ce începi procesul ăsta, ai o multitudine de beneficii. Deci asta este definiția, că tot am vorbit mai sus, de inteligența emoțională. Asta îți va oferi succes în relații, succes în afaceri, succes în a fi plăcut și înțeles de către o multitudine de oameni, pentru că cu cât vei fi mai mult în energia sinelui, automat toate ușile ți se deschid mult mai simplu, mai ușor. Adică, de ce nu ai vrea să faci asta? E extraordinar să știi cine ești, să știi către ce vrei să te îndrepți, să îți vezi foarte clar misiunea, să faci pași către misiunea respectivă, mm -hmm. de ce nu să ajungi și alți oameni pe drum dacă vei dori lucrul ăsta, adică mi se pare fenomenal, ce altceva mai bun ai de făcut cu viața și cu timpul tău, decât să te împlinești pe tine, nu? Că... Pentru că am văzut ușor un pic în întrebarea ta în discursul tău că părea că undeva există... Nu, 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 doamne ferește, nu. Uh, dar că ar părea greu Știi? Dar nu e pentru că de multe ori mă, mă confrunt cu chestiunea asta. Nu este deloc greu să fii tu. Nu este deloc greu să fii ceea ce ești. Păi da, majoritatea e... terapeuților spun percep, că e dureros. Că, e că odată ce ai început procesul ăsta, vei trece prin durere, prin da. caznă, prin mm. chinuri, tăvoleală în chinuri. Ok, bine, sunt de acord cu dumnealor. De ce? Pentru că, într-adevăr, sunt niște lucruri care mocnesc în ființa ta, uhum. cu siguranță, la, la fiecare dintre noi a existat durere în neam, dacă nu la tine. Și trebuie da. să o retrăiești tu ca să o vindeci? Uh, nu că trebuie, dar uneori -o, să... o, une o vei întâlni, da. Da, uneori da. Dar ce vreau să le spun oamenilor care poate n-au început încă un proces terapeutic este că ei oricum trăiesc acelea zi de zi. Ei oricum le au în interiorul ființei lor. Ce face un proces terapeutic este să le aducă în față și, într-adevăr, le văd un pic mai intense. Știi? Uh -huh. Dar nu cu mult. Adică tu oricum trăiai lucrurile acelea. Furia era în tine. Tu deja aveai declanșate niște aspecte pe care le simțeai, dar nu, nu știai să le numești. Iar procesul terapeutic, într-adevăr, ți le arată față în față și atunci s-ar putea, într-adevăr, să fie o mică durere odată ce tu te vezi pe tine așa în toate umbrele. Dar nu este nimic atât de grav, adică... Nu degeaba mi-ai o mică injecție, e ok. Nu e. Și ai susținere, ai suport, ai iubire, e omul la lângă tine, sau oamenii aceia, sau comunitatea aia, sau ești într-un grup, sau ești. Mm -hmm. Adică ai tot timpul susținere. E, e ca și când te duci la o mică, mică injecție, dar te țin de mână foarte mulți oameni, uh, medicul e și el drăguț, tot așa. Când, când eram mic, îmi plăcea injecția cu bătăiță. A, ah, ok. Știi, te așa și băga cu și nu simțeai uh, durerea. Da, ah, Da. Eu mi-am ascuns odată, trebuia să fac 12 injecții și pe celelalte două le-am ascuns sub și era bunica mea, m-a întrebat unde sunt și pe aia trebuie să recunosc și am zis că sunt sub și a fost drăguță și țin minte asta, a fost drăguță și am zis că pe ultima pot să nu o mai fac, că sunt ok. <laughs> drăguță, Așa da. sunt bunicile. Așa e ea drăguță. <laughs> uh, nu degeaba mi-ai spus că în ultima vreme ceea ce ai învățat este blândețea. Îmi se pare că ai o abordare blândă, inclusiv a acestui proces terapeutic, da. pe care unii îl văd trecere prin foc și a, pară. Nu. Uh, Dar știi, iartă-mă Mihai că te întrerup, sunt și multe tipuri de orientări, sunt și multe tipuri de terapii. Acum, ce practic eu, are la bază Internal Family Systems. Ți-am mai povestit a unui domn de la Harvard University, Richard Schwartz, iar noi ce facem în AFS, ca așa se spune pe scurt, Internal Family Systems, este să lucrăm cu rezistențele. Deci față de alte tipuri de terapii, un beneficiu în viziunea asta terapeutică este faptul că tu, în loc să te împotrivești acelui protector, tu îl iubești și pe el. Deci asta este fabulos, știi? Este altfel complet față de terapie obișnuită, care. Doamne, nu vreau să spun o etichetă pe toată terapia obișnuită. Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele, cu tot respectul față de psihoterapie în general. Terapiile convenționale. Da. Nu Sau... știu cum să zic. Sunt doar diferite. Cred că așa ar, okay. ar fi bine să spun. Da. Iar. Noi ce facem diferit este că niciodată nu încălcăm protectorul unui om. Noi știm că sistemul se autoreglează, noi știm că sistemul se protejează și nu trecem cu buldozerul peste, pe când, într-adevăr, în alte tipuri de terapii. Uite, cel mai bine mă dau pe mine drept de exemplu. Cred că așa este, ca să nu cumva să credeți cineva că vorbesc de o altă persoană. Nu. Mă dau pe mine drept de exemplu. Eu sunt psihoterapeut cognitivist la bază, sunt hipnoterapeut, am formarea în EMDR. Iau una dintre ele. EMDR, Mamă, mi se părea bombă. Cel mai tare lucru posibil. Nu, deci nu era nimic ca IMDR-ul. Așa mi se părea la vremea aia când făceam MDR la cabinet. Pentru că, într-adevăr, rezultatele erau foarte, foarte, foarte mm -hmm. bune în a procesa trauma. Și mergeai adânc și totodată era foarte rapid. Iar mie asta totdeauna mi-a plăcut. În scurtătură, așa, dacă am putut să găsesc ceva rapid... E, și după aceea, când am mai studiat și iar am mai studiat și am mai făcut o școașă, după aceea am văzut că, de fapt, ce făceam? Treceam peste protecțiile omului și, da, poate că anumite aspecte se curățau, dar în același timp aveau alte lucruri clienții mei. Uh -huh. Pentru că nu este o terapie sistemică, nu înglobează tot. Uite, și o să dau exemplu profesorului meu, al lui Richard, ce s-a întâmplat la începuturile terapiei. AFS, când a pus el bazele, a văzut că a lucrat cu o pacientă care se automutila. Și a, văzut, a început să lucreze cu părțile, așa cum v-am arătat mai sus, nu așa, dar a prins ideea, și a trecut peste un protector. Deci acel protector, acea parte din ea, o punea rezistență. Zicea, nu, nu vreau să fac asta. Iar el a trecut așa cum se face în terapie obișnuită. Da, 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 nu vrei, dar... Hai La să astea. vorbim despre mama, na, da, știi? Și Sau ceva. Asta e un fel de manipulare, nu? Da, bine. Sau mai e, de atât. Cum ar veni? E vorba de tehnică. Știi, okay. tehnica e diferită. Uh -huh. Iar a făcut chestiunea asta, iar uh, ședința următoare, fata respectivă a venit tăiată pe față. Și i-a picat fața lui. Și când a vorbit cu partea, i-a zis: Uite, mai treci tu peste mine, că dacă înainte o tăiam pe corp, acum o să o tai direct pe față. No, Mamă, Știi? Ascult, eu, eu... Asta îți dau ca un exemplu. Deci este... Asta e apropo de greșelile pe care le facem toți. Le facem, viața, da? da, iar el a învățat foarte clar, niciodată, dar niciodată, noi nu trecem peste protectori. Și asta este literă de lege, biblie la de mine nu dăm în școală. dă și exemple de, de protector. Adică, păi, dacă un pacient nu vrea să vorbească despre exact, ceva... Exact, ăla e un protector. E o parte din el nu care nu vrea deschizi. să vorbească. Nu, închidem acolo, unde zice el dar că Dar mai încerci să mai bați la ușă după o perioadă? Întrebi unde este partea aceea, deci cu blândețe, asta vreau să zic. Ce mai zice partea, ar fi dispusă să ne spună mai multe, Da, nu. Nu, dacă nu, eu am o vorbă în regeneration și spunem, tu ești șeful, exact, Asta. Îi transmitem părților clientului că clientul e șeful și partea aia e șeful, nu noi. Eu vezi o viziune de terapeutică complet Blând. diferită. Blândă. Și blândă și încă ceva. Noi îl punem pe client ca fiind expertul și șeful, nu noi. Uh -huh. El este expertul în el însuși. El este expertul în sistemul lui intern de părți. Nu noi. Noi cel mult întrebăm și atât. E foarte diferit. În general, când omul merge la un psihoterapeut sau nu numai, la, și la un medic psihiatru, da, există scaunul acela al terapeutului și eu aveam așa ceva înainte. Da, care iarăși e foarte, foarte impunător. Tronul. Da, da, da. Și era la modul ăla, nu te așezi pe ăla la scaunul meu. Deci mă de râs când mă uit în spate la lucrurile astea. Deci ce vreau să spun este că e diferită perspectiva. E, și niciodată nu facem nimic forțat Și niciodată nu facem altceva decât vor părțile clientului Ceea ce e foarte reassuring Dar știi că tragem de peste o oră și da. jumătate Anca okay. uh, Și cred că e prima conversație pe care o am cu un terapeut Care într-o oră și jumătate nu pronunță un cuvânt Ce? Știți ce cuvânt a pronunțat Iar că Anca? foarte curioasă de când am început, un, cuvânt care... Îmi plac chestiile astea care sunt foarte interesante și cool. Da, eu știu, mă pricep să fac teaser. Teaser, ia, după publicitate, dar nu uitați Ce Îmi place mult și eu de-abia aștept. Ce traumă. ah, ok. Ok, dar știi că eu lucrez cu traumă. Păi eu lucrez, lucrat, dar nu ai pronunțat, e prima oară când aud un terapeut care nu pronunță cuvântul traumă. Le spui în altfel. Nici probleme, nici traume. Da, dar eu vorbesc mai aproape de ceea ce suntem noi de fapt. Știi? Traumă este un cuvânt. Da? Orice cuvânt are o energie. Mm -hmm. Pentru că eu lucrez cu energie, sunt mai aproape de a conștientiza impactul cuvintelor mele. poate mai aproape un pic. Și Atunci, ce dacă impact eu crezi că are exact. ultra Asta voiam repetarea, să spun pronunțarea, acum. apăsarea, tușarea cuvântului traumă nu doar în conversațiile și discursurile terapeuților, dar mai ales în conversația noastră de zi cu zi. Exact. Pentru că a devenit din ce în ce mai colocvial acest traumă. Dar știi ce bună întrebare, Mihai. Aveau dreptate părinții Mulțumesc mei de care. Exact, Mulțumesc de asta mă aici Exact, exact. Că este cel mai bun. Bun. Perfect. Revenim la noi. Deci e foarte bine că ai pus întrebarea asta. Deci, noi lucrăm cu energie. Cuvintele sunt energie. Unde punem atenția noastră, lucrul acela crește. Uh -huh. Deci dacă eu constant, constant zic, am o problemă, am o problemă cu bărbatul meu, am o problemă, el are o problemă, ok. Ce creez eu? Da? Dacă noi suntem co-creatori împreună cu Divinitatea. Ce creez eu? Ce voi manifesta? Ce desenez? Da? E ca și când mi e place să spun că noi avem acces la niște culori. Cu ce culori plictez eu realitatea? Dacă constant, constant atribui atât de multă forță din forța mea interioară cuvântului X sau Y. Mm -hmm. Nu zic că nu există. Doamne, ferește, eu nu exclud asta, eu cu asta mă ocup, asta fac. Lucrez cu trauma și cu trauma, trauma complexă și trauma transgenerațională, asta este munca mea. Dar. E foarte important cu ce energie și de unde vin eu și din ce energie a clientului meu poate el gestiona asta. Pentru că asta înseamnă regeneration, da? apropo de, de tehnica și metoda mea. Aduc cât mai multă energie a sinelui ca doar de acolo să poată el să învăluie uh, părțile cu iubire. Pentru că eu nu pot să mă duc direct la un om care este cum ai spus și tu mai sus, un bobocel strâns și speriat și, eu știu, încapsulat, să mă duc, hai să vorbim de trauma, acum să asta... Ok, deci ce e asta? Ar însemna să trec peste toate protecțiile acelui om. Da, deci tu nu. în mintea ta știi că e trauma, dar poți să-i zici da. parte... Exact, o parte care e îndurerată. Da. O parte care a suferit, cum am și eu, cum ai și tu. Partea Luar abandonului, normalizăm. nu rana abandonului. Oh, da, Da, pentru că toate acestea sunt etichete și le plasăm atât de ușor pe noi și atunci noi ne creăm realitatea prin aceste etichete. Și atunci trebuie să fim mai responsabili. Deci cu, propui... cu ce energie facem lucrurile? Intenția din spate, nu neapărat cuvântul în sine, și cuvântul în sine, dar mai ales cu ce energie vin. Din ce intenție vin? Eu asta vorbesc, apropo mi spus la începutul podcastului ce întrebări nu mai folosesc, o să spun întrebarea pe care o pun constant și obsesiv <gântu> tuturor oamenilor. Ei vin, îmi povestesc da? mii de oameni, că mă întâlnesc și mă ascult foarte mulți oameni um, vin și îmi spun la, la, na, 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 am probleme na, 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 na. ok, bun care e intenția da? Asta este ce plasez eu constant. Care intenția ta, ok, ai povesti? Da, ok, soțul, da, ok, te confrunți cu asta. Bun, perfect. Deci, ce vrei să faci de aici? Asta este ideea, să ne scoatem din ideea de victimă, din aspectul de victimă, și să ne ducem în co-creator al existenței noastre. Da. Asta e ce fac eu. Îi arăt omului, prin întrebări și prin modul meu de lucru, că puterea e la el, că totul e în mâinile lui, nu totul să nu ne credem acum semizei, da. dar uh, viața sa și aspectele din ființa sa sunt în mâinile sale. Și atunci, haide să vedem care e intenția ta, deci cam către ce vrei să te îndrepți și apoi hai să vedem ce părți din tine blochează intenția aia. Așa lucrăm uh -huh. în academie. Deci când un om intră în școala mea, el are foarte clar scrise intențiile cu care intră îi spune mentorului Deci cu ce intenție intră, de ce ai venit Păi vreau să-mi atrag o relație de cuplu Am o anumită boală fizică și aș vrea să lucrez cu okay. ea Iar tu ai setat Bun, asta vrei, deci că trece, ok Și atunci ce facem noi Este să-l ducem În grupele de lucru, unde lucrează Împreună cu uh, alți Cursanți în interior Și apoi ajunge să vadă fiecare parte din el care blochează acea intenție. Da, hai să luăm un exemplu, uite, relația de cuplu, da? Îmi doresc o relație de cuplu, na -na, să-mi atrag în viața mea un partener în armonie cu mine. Na -na. Bun. Perfect, ai venit cu intenția asta. O scrii, așa? Iar apoi, la fiecare moment în care tu lucrezi, vezi, vedem împreună ce blochează acea intenție și sunt exerciții pe direcția asta. Tu scrii intenția și observi ce vine în corpul tău sau în mintea ta. De exemplu, vine, nu sunt suficient de bună, nu o să-mi găsesc niciodată. Nici mama n-a fost fericită în relație. Bărbații sunt X, sunt limitați Eu știu ce filme mai are fiecare în cap. Și atunci, toate acestea, Mihai, sunt părți. Iar el va lucra cu fiecare din aceste părți în fiecare săptămână. De minim -mi două ori. A, deci, noi, dacă începe Academia asta, Regeneration, nu. Sunt de capul lor sau doar nu. cu tine din când în când. Nu! Ei sunt, sunt urmăriți? Tot timpul. Constant. Da, bine, nu sunteți urmăriți, vă mei. Trec. Sunteți ghidați, sunteți, suntem lângă voi tot timpul, asta le spunem. Suntem mereu lângă voi. Deci, ei au un mentor când intră în școală, iar acel mentor, deci pe lângă faptul că doamnele acestea și este și un domn, domnii aceștia sunt sfinți, sincer, deci chiar vreau să spun asta despre ei. Sunt oameni care, din iubire, deci nu. Ok, dumnealor, cum să spun, sunt plătiți zic eu, bine, acum ce pot să zic ca antreprenor, da, sunt plătiți foarte bine, dar ei fac munca dincolo, din pasiune, exact ca și mine, nu contează, deci sunt fete uh, și doamne care lucrează la 12 noapte cât un client. Deci la modul îi e rău cuiva și ele intră și asta le-am sugerat și eu. Liniștește-l pe om, ajută-l pe om, dar eu cred mă munca mea cu acești mentori este să-i fac să lucreze mai puțin. Pentru că atât de mult uh, își dau interesul și uh, îl iubesc pe omul ăla și vor să facă. Deci chiar m-am, pot să zic, un pic uh, ciondănită așa cu două dintre ele. Zic, te rog frumos, Carmen, te rog frumos să nu mai lucrezi la 12 noapte, te rog nu mai lucrezi în weekend. Nu se poate, Anca, nu știu, și una dintre ele mi-a zis, Anca, dar cum crezi tu că avem noi așa rezultate? Chiar nu o să-i zic numele, știi, că ne-am zis în ședință. Cum crezi tu că avem noi așa rezultate dacă nu am dat noi tot... Și nu ne-am implicat noi direct, știi? Și așa e, tot respectul meu și pentru mine și pentru echipă, pentru că suntem niște oameni foarte, foarte dedicați, adică din toată inima facem asta, știi? Și se simte. Adică omul se simte susținut, se simte văzut, se simte ținut de mână în fiecare săptămână. Deci gândește că în fiecare săptămână îi sună cum ești, la ce grupe de lucru ai intrat, ce ai mai lucrat, cu ce parte ai mai lucrat, unde ai probleme, unde ai obstacole, zim mai multe despre asta ca să te uiți la ce modul ești. Știi, pentru că avem. E, e, o școală Deci asta se întâmplă, intensă. academia asta se întâmplă în vreme de, 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 șase luni. Da, și ai o lună de pregătire de șapte de luni. Șapte luni deci în șapte total. șapte luni de... Una de pregătire, și în șase care șase tu intri un școală. pic... Exact, și șase de școală propuse, dar pe care ți-o poți uh, ulterior uh, prelungi cu un abonament. Un puțin lume vine cu abonament. Și întâlnirile... Le cam e ok șase luni. Da, și eu mă am mirat, Mă, de ce nu ar vrea? probabil că au învățat tehnica, mai lucrează și între ei, că și eu îi susțin. Deci, faceți vă grupulețe, fiți prieteni, dacă sunteți... Și, a, vreau să spun că este pe toată planeta, asta este wow. La Londra sunt câteva sute de oameni, nu știu, peste 100 de oameni, că mă așteaptă acum la Constanța. La în Berlin, în, deci pe toată planeta, inclusiv în Ruanda, este un domn care vrea să învețe metoda Regeneration, așteaptă în engleză varianta. La fel, toți soții, partenerii, doamnelor care sunt de alte naționalități vor varianta în engleză și probabil că asta o să urmeze curând. Știi? Suntem pur și simplu all over the place. Tare. Tare, da. Și nu ni se pare. Crește, precum, precum copacul. Da, ne expandăm. Da, doamne Dar tu când intervii în procesul ăsta de șase luni în școala asta? Păi, odată, tot timpul, pentru că țin, țin totul așa amicul meu proiectel, în glumesc, nu. Dar mă văd constant cu, cu echipele și mai ales cu, cu managerii. Iar ce fac eu cu clienții este să lucrez constelații, atât online cât și la București și aștept. Și QA, miercurea. QA, miercurea, însemnând că la 11 noaptea termin. Deci răspund la toate întrebările și vorbesc cu dumneavoastră în fiecare săptămână. Deci orice om are o anumită problematică... Legat de viața lor sau de da, curs? Da, orice. Orice își dorește să vorbească cu mine miercurea. Da. Iar eu stau până la ultima mânuță, deci chiar până la ultima mânuță. Iar acum vreau să fac mai devreme un pic ca să pot să mă culc mai devreme. Adică o să le zic că vreau să terminăm mai pe la un 10. Mai spunem un final <laughs> fericit de, de poveste de transformare profundă a vieții după Academia Regeneration. Da, wow, sunt sute de finaluri fericite. Și nu sunt finaluri, cred că asta este ideea. O, o multitudine. Final de școală, de Academie. Mă gândesc să mă gândesc la cineva din apropierea mea. Uite, Paula, care este unul din managerii consultanților, care a intrat în, într-un punct foarte, să zic așa, dificil. Și mamă, și singură, și pierduse și toți banii mm -hmm. în niște investiții din acestea, nu de bursă. Numai, da. Toți banii, adică toți, toți banii. Așa. No, iar, mai iar ce a făcut? Și-a vândut mașina ca să intre în școală. Deci pur și simplu și-a vândut mașina ca să intre. Ca să Lătească își cum? Pun... Plătească școală. Da, okay. da. Și a intrat și nu o mai zic că totul s-a schimbat în viața ei. Totul e foarte bun acum. Este uh, un înger. E foarte solar. Uh, din punct de vedere profesional, este pe cel mai, cele mai înalte culmi, ca să zic așa, și își cumpără o mașină cam de 10-20 de ori mai scumpă, în jurul a, nu mai știu exact, după mai puțin de un an. Deci totul s-a remediat în existența ei. Și acum o să zică, dacă mă ascultă da. și bărbați, normal dacă a cunoscut un tip care -a cunoscut, -a nu a făcut că... ca două mașină. Nu, nu. Ia pe... E în echipa mea, da, nu. Nu are un partener stabil acum. <coughs> nu, își crește Iar în continuare Iar. fetița, care e și cea mică un miracol și uh -huh. e, da, fascinant. Asta îmi vine ca exemplu. Un alt exemplu e al unor doamne care au rămas însărcinate deși de ani de zile nu, nu reușeau să, să conceapă un copil. și inclusiv surioara cuiva, care a fost adus mai cu forța în școală, glumesc, deci cineva a adus o pe sora ei deși sora ei era și un pic mai reticentă, pe bună dreptate de altfel și deși avea un palmares de proceduri și de încercări repetate de a rămâne însărcinată, în două luni de când a început Academia e însărcinată și e totul vine acum Da, deci, fabulos, sunt o fel de miracole care ni se întâmplă și țin doar de energia sinelui. lui da. da. e Are. foarte frumos la noi. Noi vă așteptăm. Avem și cum să zic aceste evenimente la București pe care le țin în continuare și pentru publicul larg. Deși atenția mea s-a concentrat 90% către școală pentru că e un mm -hmm. proiect mare. În continuare deschid porțile pentru că eu cred că omul trebuie să experimenteze. Ești mai faci terapie unul la unul? Fac această terapie de weekend, o sâmbătă pe lună la București de grup. Nu, nu, uh -huh. nu la unul nu mai am când nu, și să vreau. Fac unul la unul cu cei din echipa mea. Constelațiile, nu? Da, da. Îi aștept uh, ori online, ori la București. Dacă vor să experimenteze, cred că asta este. Sau poți să ne sune, noi suntem permanent în O să vă las uh, link către <laughs> site-urile, site către site-ul Ancăi, către. A, ai zis bine că sunt două. Am Academia -regeneration și am Deci, practic, sunt două. Deci, ce înseamnă subconștientul? Da, exact. Intuiția, pardon, mă, mă iertați. Ești tot timpul conectat da. sus. Și când sunt obosit. Da, cu atât mai mult. Da, mi-a făcut bine, uite. Da, cu atât mai Mă gândeam bine. dacă aș avut pe fondul ăsta de, de oboseală al meu, pe partea asta de oboseală a hmm. mea, dacă aș fi avut un alt uh, invitat, dacă m-aș fi simți, simțit după două ore... Așa fresh. Cum... <laughs> nu știu dacă fresh. O că fresh, nu, nu vreau nu, să te mint. Nu dar, e. dar nici n-ar fi ok. Dar mă simt liniștit. Mă simt... Păi, liniștea este sinele. Asta e, calmul, este energia sinelui. Deci înseamnă că ai accesat mai multă energia sinelui, ceea ce este super. Toți avem asta de urmat. Poți să-ți mai adresezi o întrebare personală? Da, da, îmi place astea personale, îmi place, cel mai mult, că nu mi se adresează de foarte rar. Păi... Știi cum e, dacă nu e... Totul mai cu un interes, glumesc, glumesc, doamne ferește. Degeaba ferești. ne dă proful să citim a. bibliografia Așa școlarului, dacă știi. el nu... Mai să știi că și eu zic la acolo. fel, Mihai, iartă-mă, dacă pot să mai zic asta. Mai căutați-vă după roade, căutați-vă ca în Biblie, căutați învățătorii după roadele lor, ce e în viața lor, cum sunt ei, dar pentru că voi veți lua din energia acelui om. Vă place omul ăla? Ok, stați pe acolo, nu vă place faceți un pic fași cât de greu sau când sau după cât câtă durere, câtă greșeală, câtă drum uh, sinuos, sinuos uh, ți-a luat să, să ai o relație armonioasă de cuplu Ah ce bună întrebare din viața asta mi-a luat 30 de ani din viața asta de greutăți și de lucruri foarte, foarte. Ce să zic? Eu l am experimentat foarte intens, foarte intens. Am foarte multă durere, foarte multă suferință, am avut și depresie clinică, deci am trecut prin multe. Eu, în așa, relații? Da, da, și în relații, foarte multe relații dificile, care au scos la suprafață niște lucruri extrem de dramatice din Ființa mea. Și iată, acum suntem foarte bine, deci suntem extrem de binecuvântați. Eu chiar m-am întâlnit ieri, am fost și eu la petrecerea voastră, timp de o oră, m-a ascultat, mi-a plăcut și um, am fost cu o prietenă și chiar îi spuneam că mă simt îndrăgostită în relația cu soțul meu și relația cu soțul meu se îmbunătățește de la un an la altul. Adică de a ai plecat după o oră. Ți da, vreau să stau cu el, Ia dar așa. el este o persoană pentru care sănătatea e cea mai importantă, e naturopat, cu asta se ocupă, și uh, pentru el e foarte important să se culce înainte de 11. Deci, fiind 12, am mai stat. <laughs> dar da, cu cât eu am lucrat mai mult cu mine și uh, spre noroc cu binecuvântarea că doar Dumnezeu le aranjează pe toate așa cum trebuie și el a vrut la un moment dat, să lucreze cu el și de atunci cumva ne asumăm fiecare parte a lui și învățăm să-l acceptăm și să-l iubim pe celălalt așa cum este, că asta este de fapt de bază. Bun. O să desfac uh, <hânt> întrebarea asta în mai multe crenguțe uh, și o să ne întreb. a intrat vindecată, pregătită da, în nu. această relație nu. sau te-ai nu, Ar... deloc vindecată, deloc, deloc pregătită, deloc. dar eu credeam că eram vindecată și pregătită. Eu așa mă gândeam eu la vremea aia. Și bineînțeles că în relația mea cu Aurelian, soțul meu, au fost foarte multe clinciuri așa. De foarte multe ori am zis, ha, nu ne potrivim, hai să ne dăm mâna și să mergem fiecare pe drumul lui. Așa consideram noi la vremea aceea, că nu ne potriveam. Dar de fapt nu luam în calcul că totul e potrivit odată ce tu începi să lucrezi cu tine, da? și că nu întâmplător vine un anume om în, în viața ta. Uh -huh. Iar chiar la un moment dat ne-am separat, deci după un an jumate de relație, eu din ego-ul meu, da, din părțile mele, îl judecam, recunosc la vremea aceea, să și el, da? să nu fiu doar eu aici, legea schimbului, da? dar spuneam, zic, nu, nu face terapie, nu să fi la nivelul meu, eu tita mai terapeutul ce sunt, cum să vină asta, nu? Deci așa, așa consideram, da? Și îmi asum, da? atât am putut la vremea aceea. Și am mers și mai profund, și mai profund, și mai profund și am făcut o multitudine de călătorii în interiorul ființei mele și iată că pe măsură ce am adus eu lumina în interiorul meu, acum suntem cei mai prieteni, uh, mă susține tot și toate eu pe el, consider la fel sau mai mult, și <laughs> <laughs> suntem și cea mai bună echipă, suntem și foarte atrași în deci totul este foarte, 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 foarte frumos. Iar chiar dacă apare ceva, să zicem, care apărea, nu-mi vine în minte neapărat în momentele recente, dar imediat gestionăm. Deci la noi o ceartă nu durează de câteva minute, cred. Și înainte, la începutul relației, eram ha, supărați, stăteam câte trei zile, nu vorbeam unul cu altul. Deci, știi, am evoluat și noi, ce pot să zic. Altă întrebare. <hih> uh, deci nu aștepți să... Se schimbe celălalt. Nu, înainte de a intra într-o relație. Ah. Nu aștept să fii pregătit să intru într-o relație. Asta e tot o parte care vreau Tu să... crezi că oamenii vin înspre noi, da. ne întâlnim cu ei... Exact. Mai și divinitatea, cine ne aduce, da. nu așteaptă să vadă dacă tu ești vindecat sau ăla ai pregătit sau... Nu, în niciun caz. vine să-și dar nu-i nimeni vindecat, doar Iisus Hristos e perfect. Nu-i nimeni vindecat el pe de a da? nici sfinții și dumnealor au provocările dumnealor. Nu, nu ai cum să aștepți o iluzie de tipul ăsta Viața este să fie trăită Explorată, experimentată Oamenii vin cu un rol, cu un rost în viața noastră Deschideți inima, vezi ce se întâmplă Dar trebuie să fim un pic mai curajoși Dar într-adevăr părțile astea Zic doar după ce voi fi vindecate Dar este un mecanism de protecție De fapt Nu felul sunt ăsta pregătit te să protejezi într-o relație Da, și e just, respectăm Cum am spus și mai sus, respectăm tot ce spun părțile și nu facem nimic care să contravină dorinței lor, dar știm cu toții că este o parte și că în spate este frica, nu? Și o să extind întrebarea asta și o să merg de la nu sunt pregătit să intru într-o relație la nu sunt pregătită să am un copil. Uh -huh. Sau uh, mai aștept pentru că Prima oară trebuie să ne facem casa, trebuie, prima da. oară trebuie să vedem cum stăm cu cariera. Să fim bine, să... da, da, da. Deci. Tot o parte care ne protejează, din nou. Deci e un protector. Sistemul de părți, aceste petale, uh -huh. caută modalități ca întregul sistem să supraviețuiască. Este un fel de autoreglare. Și atunci părțile acestea zic, ok, nu sunt pregătit acum ca să fie totul bine pentru sistem. În momentul în care noi începem să lucrăm cu ele, ele își schimbă rolurile. Asta n-am -am putut să spun, nu mi-am dat seama să spun. Asta e foarte important. Deci, o parte are un rol, dar dacă tu lucrezi cu ea, își schimbă rolul. De exemplu, nu știu, o parte hipercritică devine, eu știu, consilierul tău de modă. Știi, adică își schimbă complet unele direcția. Aveau rolul ăsta de a te proteja în felul ăsta și după ce ai lucrat cu ele au alte aspecte. Și atunci, în cazul nu sunt pregătit mm -hmm. sau pregătită să am copil, ce, ce recomanzi? De, aceeași muncă, da. regeneration îi spunem noi. Ne uităm, în primul rând, la ce părți sunt activate. Da? Deci, poate fi o parte care te păzește de uh, o sarcină, pentru că sarcina, la nivelul psihicului tău, e percepută ca ceva negativ. Dar uite, cazul meu, de exemplu, mă dau tot pe mine drept exemplu. În momentul în care mama mea a fost, de altfel, agresată de tatăl ei, de bunicul meu, e, ce, ce ar fi putut să creadă un copil în uter? Că e groaznic să fie cineva în uter. Să fie amenințată Aproape, viața corect. lui. Știi? Și atunci, acel program, dacă vrei, acea credință s-a instalat foarte profund în uh, ființa mea și a rămas acolo până când am început să lucrez cu ele. La și fel, ai avut și tu momente în viață când ai spus nu sunt pregătită să am copil? Da, de multe ori. Da? De foarte multe ori am amânat, am tergiversat, am, da, cum să nu. Da, acte ratate, tot felul de, de lucruri. Sigur că da, toți avem uh, acțiuni aproape 90% inconștiente. Mi-aș dori să fiu mai pozitivă când spun asta, dar majoritatea dintre noi. Trăim de multe ori un destin pe care nu-l putem percepe, nu-l putem înțelege, pentru că este fix destinul cuiva din neam, poate, sau este un destin, ghilimele, o viață trăită de la nivelul acestor copii din ființa noastră care au anumite credințe. Nu știu în ce măsură suntem noi cu adevărat liberi, decât în momentul în care devenim din ce în ce mai conștienți. De fapt, această conștiență este ceea ce ne oferă și libertate. Hm. Altfel, trăim ca niște marionete, cum spun eu, până când Chiar vorbeam uneori cu cei din, din școala mea, deci cât de bine cuvântați suntem că putem să avem o metodă, o modalitate prin care să vedem aspectul foarte pur, da? un adevăr, foarte profund al unor lucruri. Adică bine, și mai e ceva important. Mai există și curajul de a privi în, în constelația respectivă, în adevărul acela, pentru că ți se va revela dacă tu vei dori. Da? Deci, bate și ți se va deschide. Cam așa e da. chestia. Și să nu te sperii de ce vezi acolo. Noi suntem cu tine Nu oricum. doare, decât așa, ca o înțepătură de... Ei, exact, și ești de... tot timpul susținut, ești tot timpul iubit da? de divinitate și de ceilalți. Părțile pe care nu vrei să le vindeci, sau poate nu ești pregătit să le vindeci, pot fi ascunse? Tot timpul sunt ascunse, sunt în inconștient. Și și de tine însuți, majoritatea timpului ele stau ascunse, când ies la suprafață, când se apropie energia sinelui. Când mai drag. Da, ele încearcă să te facă atent când ți-e lumea mai dragă și mergi liniștit în viață și zici că vai ce bine sunt și atunci zic și ele, a, ok, e pregătit să vadă mai mult. Zbang! Știi? E ca și când ceva mai mare decât tine te trage la nivelul următor. A, da, ești bine? Haideți să vedem atunci cu relația asta cum stai. Mi-a mai venit o întrebare. Există părți bune și părți rele? În teoria asta părților? Nu. Nu. Există. Totul este bun, totul este pentru tine, totul are o intenție bună, dar au roluri exacerbate, unele. Adică roluri extreme. Ce avem noi de făcut este să le aducem din rolurile extreme, să mai lase jos din poveri și atunci încet, încet să aibă roluri drăguțe. Cam așa. A, deci părțile care îți fac bine exagerat sunt rele. Uneori, când exagerează, automat te costă pe tine ca individ. De exemplu, uite, un perfecționism exagerat te costă. Sau o parte care bea alcool foarte mult, iarăși te costă, da, la nivel de ficat, de exemplu. Da? Sau o parte care mănâncă o tavă de prăjituri ca să treacă peste o decepție. Iarăși te costă în timp, pentru că nu o să fii în armonie și nici în sănătate. Și așa mai departe. Deci, ele iau roluri ca să te ajute, dar după aceea. La un moment dat, tu vei deveni conștient că mă, nu asta e soluția să mă tot timpul o tavă de <gură> prăjituri sau nu asta e soluția să mă, uh, eu știu, îndop cu alcool sau cu alte uh -huh. substanțe. Haide să mă uit dincolo de astea, știi? Dar, din nou, părțile ne vor binele, chiar dacă pare că nu. Da, de multe ori sunt agresive sau sunt agresive cu alți oameni, dar sunt agresive cu alți oameni sau cu tine însuți, tocmai ca să te protejeze. Adică, ele scot sabia și atâta știu, pentru că sunt niște copii. Sunt copii de la 0 la, eu știu, 15-16 anișori, cam așa sunt majoritatea părților. Suntem noi la diferite vârste. Da. Și atunci noi, Doamne Sfinte, totul e bun. Și oricum pe asta se bazează uh, viziunea sistemică. Totul face parte din sistem, totul are un rol, totul are un rost. Ce avem noi de făcut este să ne poziționăm corect. Și dintr-o energie... Să zic așa, cât mai aproape de sine, cât mai aproape de iubire. Îmi place cheia asta în care tratezi. Da, mulțumesc și mie. Uh, Mi se pare foarte potrivită. și Lumea, persoana. <laughs> uh, cu iubire. Cheia este să includem, nu să da. excludem. Da, exact. exact. Dar oricum e totul inclus, pentru că asta e creația lui Dumnezeu. Da. Doar mintea noastră mai vrea să mai excludă diferite aspecte și atunci lucrăm cu mintea noastră. Nu vedem doar binele, părțile pe care noi le considerăm bune din noi. Hai să vedem și părțile la care poate să ne facă rău. Da. Sau, din potrivă, nu vedem doar părțile alea care ne. Acaparează sistemul. Mm -hmm. Da, exact. Și le etichetăm noi ca fiind negative. Dar da, e vreo poveste în Academie din cei 1300 de cursanți care au absolvit până acum, care și-a rezolvat și dependența de. Jocuri de noroc, de exemplu. Mm, nu îmi vine în minte acum. Vin mai puțin bărbați, nu? Vin mai puțin bărbați, da, și ei sunt și mai vocali. Uh, mai puțin vocali, pardon. Nu sunt genul care să ridice mâna și să uh -huh. împărtășească, dar într-adevăr ne putem uita pe. Toate dosarele noastre, cu toate studiile mm. de caz. da poate și... fi tratată dependența? Da, orice. În, în astea A, luni? Nu știu dacă în șase luni, că nu eu decid mm -hmm. când îți vei trata sau își va trata cineva dependența, dar da, poate fi tratată 100%. Deci, asta clar, clar, clar și există mai mult decât ferme studii în direcția asta, dar. Nu știu timpul, pentru că asta este ceva al sistemului tău intern. Ce ai tu de făcut este să înveți modul de lucru și ulterior să l aplici în existența ta. Poți să lucrezi cu un coach care știe metoda regeneration, cu un consilier care știe metoda regeneration, cu un psihoterapeut. Am medici psihiatri care lucrează deja cu regeneration și în alte țări. Am și în Noua Zeelandă, în Amsterdam mai este cineva. Medici psihiatri care lucrează cu metoda asta și îmi spunea o doamnă medic psihiatru, zicea, Anca trebuie neapărat să vin nord. Pentru că le-am povestit la ăștia în nord. Pentru că deja am înțeles de la doamna că Suedia și alte Țări de acolo deja îmbrățișează maniera asta de lucru sistemic, mă refer aici la medici psihiatri. Deci sunt, este fabulos, sincer, ce, ce ne așteaptă, ca să zic așa. Tot mai multă lume foarte deschisă să, să îmbrățișeze rolul familiei, rolul sistemelor, da? Și ce suntem noi, ca parte din ceva mult mai mare, da? nu suntem indivizi, așa, dispersați. Da. Intuiția mea Anca, îmi spune că Ia, în următoarea grupă de o cursanți o să ai cei mai mulți bărbați pe care i a avut da? până acum în Academia Regeneration. Da. Doamne ajută, după noi ei, așteptăm, ne dorim. Sunt foarte multe membre ale comunității fain și Simplu care o să le treacă prin cap. Hai să-i fac cadou de ziua lui, da? lui bărbatul meu un curs de asta, un Regeneration. Un început, exact. Un mic -o început. Să de, de atunci o să mai amâne vreo două luni, după aia mai stă ea cu gura pe el și până la ori... urmă... Eu, eu chiar cred că... Văd și la evenimentele fain și simplu că sunt foarte mulți bărbați care vin și Bine. nu doar cei târâți de soțiile lor. Da, ce drăguț, mă bucur. Toate doamnele de la mine din echipă sunt foarte fericite și semnalează de fiecare dată la orice workshop. Ai văzut, Anca, tot mai mulți bărbați. Sau ai văzut, Anca, am numărat, sunt nu știu câți, știi, chele. Bine. O să vezi la următoarea. <laughs> ce după. drăguț. Da, doamne ajută, cine simte... E clar că e pentru el. Îți mulțumesc mult de tot. Dacă Eu ție. vrei să le dai un exercițiu, un test, un uh, salut, o cuprindere de brațe ascultătorilor acestui podcast, te rog, fă-o toate linkurile către Academia Generation, către resursele, încă o să le punem în descrierea Mulțumesc acestui foarte mult. episod care mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur și mie tare, mult. tare, tare mult. Deci, dragii mei, cu iubire spunem da și ce puteți să faceți în fiecare zi este să închideți ochii și să respirați cu fiecare parte din corpul dumneavoastră care este activată, cu fiecare emoție care se uh, pune în prim planul existenței dumneavoastră. Cu iubire le trecem pe toate. Deci, practic, vâsla noastră este acel da în fața vieții. Lăsați-vă purtați pentru că sunteți deja sprijiniți și conținuți. Doar spuneți da! Iar ție îți mulțumesc. Din barca fai și simplu, vă salută, vă și Anca Maftei și Mihai Moral. <laughs>